jurnalistele. Bună seara, stimați telespectatori, ne regăsim la Capital TV, emisiunea Realitatea în Politică, adevărul despre pensii, sunt Titi Sultan, o emisiune care sunt convins că vă va capta în cel mai esențial mod atenția. De ce? Pentru că azi Parlamentul României, cel puțin o propunere a Partidului Social Democrat, a avut în vedere și a fost aprobată în Comisia de Muncă, în sensul că acel quantum de 14% a fost respins pentru majorarea pensiilor, urmând probabil a se discuta despre majorarea pensiilor așa cum se prefăzuse inițial cu 40%. Vom vedea, bineînțeles, dacă vor fi condiții din punct de vedere financiar pentru a transpune în practică acest deziderat în condiții de pandemie, din păcate, pentru că și astăzi, iată, am avut 855 de cazuri, 35 de decese, mă rog, un număr de teste mai mic. Alegerile se apropie vertiginos, 27 septembrie și titlul emisiunii de astăzi, unde evident așteptăm și telefoanele telespectatorilor, pentru că e un subiect de foarte mare importanță, puțin dezbătut în spațiu public, respectiv adevărul despre pensii, și tocmai de aceea am invitat doi reprezentanți de seamă în ceea ce privesc cunoștințele acestui domeniu. Este vorba de domnul Mircea Dogaru, președintele cadrelor militare, Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. Bună seara, domnule președinte! Și doamna Dorina Barcar, membru fondator al Asociației privind drepturile pensionarilor. Bună seara, doamnă! În primul rând, aș vrea să vă întreb, încep cu domnul Dogaru, pentru că dânsul e mai incisiv în discuții, pe bună dreptate, nu în mod negativ. Ce părere aveți despre cum evoluează coronavirusul și în quantum cu alegerile? După aia ajungem și la subiectul pensii și tot ce e important. Întrucât la ultimele alegeri mi-am găsit toți morții din familie pe liste, presupun că toți decedații de coronavirus vor apărea în frunte pe listele electorale. Chiar și, desigur, că vom vedea. Nu e problema, vor vota, dar cu cine trebuie. Păi sunt cetățeni conștienți. În ceea ce mă privește, fac parte dintre cei pe care cei 40, parcă 40 au fost, nu? Cele 40 de milioane de euro date media ca să-și revină. Da. Presupun că au fost date condiționate la nu, la nu, la nu, la nu, de când s-au dat banii ăia de vreo 3 luni de zile. Evoluția e... E cam a doua apariție, dar mai la dumneata. L-ați mai văzut pe Dumitru Pelican la televizor, de exemplu? Nu. Sau pe Valeriu Pricină, sau pe Ilie Șerbănescu, în afară de emisiunea dumneavoastră? Am mai fost, dar la mine a mai venit. Păi cum, de ce? Păi s-au închis și posturi, s-au închis și ziare. Adevărul despre, indiferent despre ce, supără. Și atunci mai bine... Depinde merge cu trompetele înainte, despre lăzincile frumoase, despre democrație și libertate. La adăpostul grea de 30 de ani se fură totul. Nu există așa ceva. Haideți să revenim la subiect. Hai să vă spun o znoavă. Deci la Marele Congres, unde am zdrobit puciul militar, noi militarii, al ziariștilor profesioniști din România, al UZPR-ului, după ce l-am înscăunat pe actualul președinte încă o dată și l-am fi bine în scaun, s-a găsit cineva din sală să mă propună vicepreședinte. Și zic, cred că glumiți, sunteți presă independentă, domne, nu înțelegeți cum? Adică, păi eu peste 3 săptămâni sunt în stradă. Și pentru că sunteți independenți, veți primi ordinul să dați în mine. Poți să vă criticați vicepreședintele, mai bine lăsați-mă simplu membru. Deci dumneavoastră ați pus actualul președinte? Păi Dinu Glăvan era președinte, urma să fie dat jos ca să fie luat în subordine și UZPR-ul. Tot din motive de revenim pensii, la să știți. Actualitate, domnul Dogaru. Pandemia, ce părere aveți? Deci, noi am mai discutat. Însă, de fiecare dată am vrut să amplificăm problema dintr-un punct de vedere. 2019 se insista foarte mult pe alegeri anticipate. A venit pandemia neașteptat pentru PNL. I-a luat PNL 2019, pe 18 octombrie, la jocurile militare internaționale de la Wuhan, primul bolnav fiind o ciclistă militar american. Nu pot omite un lucru. Dumneavoastră, la o altă emisiune, fiind prezent cu mine în platou, ați ridicat problema unui proiect de lege introdus de UDMR privind autonomia ținutului secuiesc.
Nu că am ridicat hai problema, am ridicat-o la acest da. Și la președinte celor două okay. camere. Eu zic ce am vorbit noi în platou. Drept care toată presa ungurească da. Și de limbă din România ne-a înjurat pe noi sindicaliștii, pentru că eram noi cei de la CFR și s-au mai adăugat vreo șapte sindicate. Pe ungurește sau pe românește? Ne-au înjurat în ungurește. Presa noastră pudică a trecut. Bun. S-au găsit și sindicaliștii să... Da. Da. După aceea, pandemia, stare de urgență, două luni de zile, păi pandemia a stare de alertă. Da. Urma să se producă autonomia pe 10 era martie. Greu, era greu din punct de vedere constituțional, zic pandemia, eu. Pandemia, deci. Era greu. Bun. Ne aflăm în contextul în care pe 27 septembrie avem alegeri. Pandemia nu ne lasă. Care e opinia ta? Este o lipsă de logică aici. Da. Doamna Varcari, ca orice femeie care gândește logic, poate să mă susțină. Păi, domne, când n-ai niciun mort, declar stare de urgență, și când ai zilnic 60, 50, 1000 și de, e o relaxare totală. Dar de ce nu facem o comparație? Câți morți avem de infarct, de ăsta, accident vascular? Să vedem comparativ dacă acolo sunt mai multe sau mai puține. Pentru că eu nu contest că există și virusul ăsta, care am înțeles până la urmă că ar putea fi și bacterie. În sfârșit, eu sunt convinsă că trăim și înghițim și ciumă și holeră și lepră. Da, ne-am obișnuit cu ele, le mâncăm, le bem, le stăm cu ele pe piele, nu se întâmplă nimic. O să ne obișnuim și cu lepră nu, leprele decid. Ai prin bine, proiecte legislative. Nu mai stăm cu ele pe piele, da, mi s-au desprins. Da. Bun, așa. Vă rog. Însă eu aș face o comparație. Să dea în fiecare zi statistica câți au murit de infarct, câți au murit de accidente vasculare, câți au murit de tot felul de boli dintre astea, de cancer, de exemplu. Păi pentru că, nu, eu știu cazuri grave când în perioada asta, pentru că anumite, foarte multe spitale s-au specializat doar pe această problematică, pe pandemie, au fost cazuri grave de boli care trebuiau tratate atunci, nu puteai să le amâni, lasă, veniți luna viitoare, că luna viitoare nu mai avea cine să vină. Da. Și n-au mai venit. Da. Și aceia nu sunt trecuți în nicio statistică să se arate câți au murit din cauza imposibilității de a fi tratați pentru că au fost ținuți la poarta spitalelor. Nu e principiul românesc dintotdeauna, cu fundul în două luntri. Nu. Vrei pandemie, o mie și pe zi, o mie și pe zi, o mie și pe zi, asta sună bani, dar vrei și alegeri. Eu nu contest. Pe ori una, ori alta. Eu nu, pe urmă, sunt niște măsuri draconice și absurde. Politicul dictează peste tot, din păcate. Și o să ajungem la 1990. O dictată transformă toate școlile în focare de infecție. La tot ce a însemnat sistemul de pensii, cu, o să vă explice doamna Bacariu, zic telespectatorilor, nu mie, pentru că știu. Dar haideți să discutăm problema asta. De ce domnul Dogaru politicul a devenit atât de pregnant și de atot impunător în tot ce înseamnă orice sistem din țară? Eu cred că s-a pierdut ceva. În special și în domeniul militarilor. Pentru că știți foarte bine ce am discutat noi ce s-a întâmplat. Pentru că nu e politic. Nu avem clasă politică. Nu, dar ce ar trebui să însemne politica? Înseamnă un sistem sau în filozofie de respect a interesului național. Ori au respect a interesului particular. Particular sau și atunci unde? Sau străin. Nu, e particular, dar nu contează. E tot național, dar nu românesc. Da. Da, domnul Dogar, vă spun. Deci admir cum odată după Cireș, domnii Marco Bello și Orban Victor, principiul demografic nu mai poate. Cuvântarea recentă de la Valvenes. Nu mai poate fi ocolit, românii sunt așa, nimeni nu o să ia Transilvania. Bineînțeles, comunismul mondial nu vrea să ia Transilvania, să dea Ungaria ca să devină aia dublă. Principiul comunismului mondial, de ziceți astăzi globalism, este tot ce e mic, e minunat. Principiul Leopold Kor. Da. State sub 10 milioane se poate fi ușor manipulate ca niște sărele uri. Deci ca atare, România e prea mare, Statele Unite sunt prea mari, Rusia e prea mare, China. Polonia e prea mare, China nu mai vorbesc, Italia prea mare, Spania și prea India, mare. Asta este ideea. Deci un nou stat rupe România în două sau în trei, trei state în loc de tot ce e mic e minunat. Și cum loții când vede Statuia Libertății rămâne tot loții până la șaptea de generație, iar Ion devine John, cum a văzut Statuia Libertății, în 10 ani de zile nu mai avem români în Ardeal. Ce este? O să sară patrioții în sus, dar vreau să vă spun că dacă vă aduceți aminte la emisiunile dumneavoastră, a venit cu declarația din 2018, deci anul centenarului, declarația de la Cluj. Da. 11 români susțineau acolo a fost autonomie pe criterii etnice în Transilvania. Da, e okay. Rușinos. Și atunci ce să ne așteptăm de acum încolo? Ce să ne așteptăm? Politica o face în orice țară, nu numai în România, cine are proprietatea.
Dacă 66% din pământul țării e proprietatea străină, dacă industria asta care duduie de niște salarii de mizerie unor români, dar toate profiturile se duc în afară, apropo de lozincile, dar ce? Dăm întreprindere, Apoleu spunea, a fost a mea secretară de partidul Arșațuie, pentru Dumnezeu să o odihnească. Ce pleacă cu zidurile? Nu, pleacă cu profitul, e mai rău. Deci industria asta care cică duduie e toată străină. Magazinele, băncile, mai știți vreo bancă românească? Cec bank. Cât timp a mai rămas? Nu știu, să ved. Că de 15 ani se încearcă. Nu știu, dar văd că se cățește treaba. Păi da, și atunci cine are proprietatea face politică. Deci nu prea contează ce votez eu. Contează stăpânul ce a decis. Nu e domnul Șerbănescu, hai să-l mai contrazic o dată. România nu e colonie. Ar fi bine, ar fi excelent, ar fi ideal. O colonie are un statut și un singur stăpân. România este no man's land. Sunt o grămadă care vor să fie stăpâni, unii au forță și vor tot, alții neavând suficientă, vor și o halcă. De-aia pericolul este să dispărăm, pentru că nu mai avem nimic. Iar din octombrie încoace, să dăm masiv în forțele armate pe care le mai avem. Hai să-i desfințăm pe jandar, să-i facem civili. Să se ducă păi să... de ce să-i facă civili? Păi așa vrea domnul Vela, ca și ordinul de afară. Le stau în gât la unii, în special cei din gruparea mobilă de la Sângerul Zul de Mureș. Am făcut admirație? Hai să spun. Am făcut admirație pentru o nație mică și de oameni duri și chiar răi, albanezii. Domnule, sunt o țară mică, săracă, dar demnă. Sunt strămoșii noștri traci, termină cu pasmele cu emirii. Nu s-au plecat în fața Uniunii Europene. Mai avem niște strămoși la fel de demn, lituanienii, tot traci. Da, tot traci. Cine vrea să știe ce limbă vorbea, de ce bără să duce în Lituania așa. Dar nimeni, pentru că nu se mai învață de Imperiul Român-Bulgar, nu se știe nimic despre... Hai să spunem pe cinstită, română cu umană. Asta cu bulgarii au băgat-o nemții. Nimeni nu știe că erau familia sanizilor care au fost asasinați și cu copilul din purta maică-sii și care au fugit în Lituania, unde se găsește Hipocoristicul Bogdan, râul Moldova, unde dar se cântă la Tulnic. Dar nimeni nu vrea să știe adevărul despre români, că atunci când au venit turcii s-au bătut ca chiori între ei. Da. De-aia au fugit Topia, familia Topia și familia Balș. Dar au fugit Balci și până la Nipru nu s-a oprit. Și până Oltenia mai sunt, avem și o localitate că numele Balci avem, da. Deci românii s-au caftit între ei întotdeauna și au venit străinii și au pus mâna peste tot au ras. Din punct de vedere istoric aveți dreptate. Hai să ne întoarcem la minciuna despre pensii. Nu numai despre pensii, ajungem, avem nu, timp. Nu, spune adevărul. Timp. Bineînțeles că adevărul. Da. Haideți să discutăm un lucru, las, pentru că ați atins probleme legate de românii din afara granițelor din punct de vedere istoric. Însă am discutat de fiecare dată și un subiect foarte important despre românii din străinătate. Avem 5-6 milioane de români în străinătate. Mult mai mulți. Mult mai mulți dacă vorbim și de comunitățile istorice. Imediat. Din păcate, dintre ei, 800 de mii de cetățeni români sunt posesori de pașapoarte CRDS, adică cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Înainte de apariția, sau când a apărut pandemia, în mod neechivoc în Italia, în Spania, în Marea Britanie, Germania, comunități unde sunt foarte mulți români, ei au vrut să vină acasă beneficiind de ajutor social, de contribuții la sănătate în țările unde își desfășură activitatea, pentru că nu erau cu forme legale. Evident, veneau încoace. Cum i-a primit statul român? Asta e întrebarea. În condițiile în care la legile prezidențiale au votat statul un milion de români. S-a purtat cu ei așa cum se poartă cu noi toți. E vreo diferență. Ce puteau să facă diferență? Hai să vă mai spun o chestie. Două divizii de medici ruși au fost în Italia. Că am primit telefoane de acolo. Dom'le, ce avem noi de ăștia? Nu vor să ne trateze. Și băteau din ușă în ușă. Și era să vedea că era uniforma străină, erau ei italieni, nu știu ce, români. Când v-ați născut? Aha. Era înainte de 90. Ăsta are. Ce avem? Până la urmă s-a aflat. Vaccinul. Am înțeles. Pe care l-am făcut toți când eram mici. Antituberculoze. Cum să n-aveți? Nu. Am făcut de nu știu câte ori, de curiozitate. Pentru că eu până la 70 de ani n-am răcit niciodată, am fost doar 14 ori răcit. Toți copiii l-au făcut. N-aveți semnul pe mână? Am, dar păi m-am verificat și nu am. Ăla e. Așa. Sofiștii sunt între timp. Nu știu. Bănuiesc că sunt foarte rezistente. Revenim la pensii. Haideți. Pentru că dumneavoastră sunteți prima oară prezentă la noi în platou. Spuneți-ne exact din 1900 noi acum trăim, despre activitatea noi acum trăim ce s-a pregătit din 90. Exact. Asta trăim noi acum. În sfârșit s-a realizat. Adică dacă până acum s-au mai amestecat, s-au mai machiat situațiile, acum am ajuns la fundul sacului. Hai să spunem adevărul ca istoric.
Da? Dacă nu îmi permiteți, două secunde. Numai că două secunde vă întrerup. Cineva, da, ce vrea să întrebe? Cineva, o doamnă Dorina Stoica din Craiova. Mă întreabă pe mine. Întreabă dacă mai există fondul de pensii peste 5 ani. Întrebare pentru doamna... Fondurile de pensii, cele patru fonduri de pensii ca fonduri sociale, nu mai există. Au fost șordite de mult. Au fost vărsate în trezorerie și fără niciun fel de drept. Acum s-au creat de la zero, generația care muncește acum au a finanțat cele piloanele, care sunt alte fonduri de pensii cu titlu de privat ca să poată să fie naționalizate, dar la care deja se uită cu jind o serie de personaje, că să nu le mai alimenteze, că să mai ia din ele. Că și bătălia este pentru fondurile de pensii militare, care au rămas în picioare. Alea sunt sigurele. Ia uite bătălia. Rămintea să le explicăm. Ia uite bătălia. Crearea de secretariate de stat pentru rezerviști ca să ciordească banii, că din aia 2% nu te poți atinge de un leu, da, prin guvern, sau Consiliul Național al Rezerviștilor. Arătați către cameră. Consiliul Național al Rezerviștilor, la Camera Deputaților. Da. Adică de la chipurile de la bugetul de stat, alimentat în plină pandemie, lipsă de bani, criză, mai creăm niște funcții sinecure acolo, casă și așa mai departe. E băgat un fel de șoapă. În condițiile în care președintele scrie, adică în numele lui mi se scrie că nu acceptă așa ceva, până și adversarul nostru de la Ministerul Apărării Naționale, secretarul de stat, domnul Marius Bălu, scrie același lucru. N-am făcut noi propunerea, dar cine a făcut-o? Putin? Deci se încearcă la punctul 7, asta scrie domnul secretar de stat, nu noi am făcut acest... Scrie, el semnează, bănuiesc că nu... Are cunoștință de conținut, aceea cu ce acolo. Nu, s-ar putea posibil, e posibil. Eu. Da, nu, însă aceste fonduri au fost desființate fără niciun temei legal. Nimeni nu avea dreptul să se atingă de aceste fonduri sociale. Nu sunt fonduri cu titlu privat, cum sunt piloanele astea, cum să zici că le-ai naționalizat pentru că mai știu eu ce interese sunt, ci erau fonduri sociale, domnul aici de față. În 2001. Nu, s-au dat în mai mulți ani. În mai mulți ani. Prima a fost în 90. Trecerea la punctul de pensie a fost cea mai mare păcăleală pe care au luat-o aici există civil. O logică. Vă spun eu, există o logică. Explicați-o. Explicați-o pentru telespectatori. Deci haideți să vă spun. Haideți să explicăm. Există foarte două fenomene clare. Un pe fenomen. Pentru tuturor, pentru că sunt mulți care se uită acum la noi. S-au desființat aceste fonduri. Foarte interesant. Au tatonat și au văzut că merge. De exemplu, în 90, întâi au desființat Casa Agricolă. Și nici bieții agricultori n-au avut niciun reprezentant care să vină să deschidă măcar gura, să spună, domnule, stai puțin, pentru ce o desființezi? Nu se mai știe că în afară de fondurile de pensii, în afară de fondurile de sănătate, în afară de fonduri administrative pe care le aveau și nu erau mici, aveau stațiuni, aveau sanatorii. Ce s-a întâmplat cu ele? Le-au luat cumva. Numai că vă încerc scuze că vă întreb cineva din Brașov în direct. Da, bună seara. Alo. Până intră în Brașov. Da, ce se întâmplă? Aceste fonduri și aceste patrimoniul ăsta a dispărut pur și simplu. Cum a dispărut? În ce temei? Ce au făcut serviciile noastre de securitate? Pentru că asta este atac la siguranța națională. Să vă spun cum au dispărut ale noastre în 2001. Stați să vă zic că nu, mai sunt. Au văzut că a ținut figura cu casa agricolă, n-a zis nimeni nimic, că toată lumea era nebunită cu desființarea gospodăriilor agricole, cu desființarea terenurilor care erau irigate și au desființat și acum chirăim că ne mănâncă seceta. Mă rog, dar în 92, cu acordul sindicatelor, mă rog, a fost așa o manevră, președintele nostru drag Iliescu a dat o ordonanță președențială pe care nu o găsesc, nu pot să dau de ea. De ce să fie la secret? Așa? Președintele? Da. Prin care... Ce emite decrete. Da. Ce treabă avea el cu fondul... Așa, a luat fondul de la UGSR de pensii și de sănătate. Distanță. Și le-a vărsat în trezorerie. Da, scuze, am refăcut legătura. Da, bună seara. Alo? Da, bună seara. Să rămână, vă ascultăm.
Mă numesc Pinchea Ana, soțul meu este fost cadru militar. Deci, cu liceu militar, școală militară, absolut tot ce trebuie, toată cariera și toată viața lui a fost armata. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Mircea Dogaru, de ce nu se face nimic pentru acești militari care și-au sacrificat viața, familiile? Eu, ca soția lui, pot să zic foarte ușor, adică foarte, că mi-a fost foarte greu. Din două motive, motive externe, motive interne. Să am o familie. Da, asta e singura întrebare? Și după atâția ani de vechime, să vă zic și ce pensie are. De 2800 de lei. Dacă vi se pare mult că o pensie de 2800 de lei după atâția ani de vechime a fost vânător de munte, nu vă spun pe unde a umblat, pe unde a fost, pe toți munții acestei țări. Frig, da. Ploaie. Gândiți-vă că coșul... Și suferă foarte mult. El este bolnav din cauza aceasta. Da, mulțumesc imediat. O să că suferă foarte mult, că nu e băgat în seamă și atâția sunt ca el. Doamnă, de 30 de ani se face propagandă împotriva noastră. O cauză este cea externă. S-a ajuns la concluzia, ca să supui o țară, să-i poți fura totul, trebuie să-i distrugi sistemul național de pază. Da? Exact. Câinii de pază. A început distrugerea mult înainte de 1989, pentru pregătirea Revoluției Spontane, a durat vreo 30 de ani. În sensul că profesioniștii au fost puși mai deoparte și băgați băieții direct de la strung. Am fost profesor în Academia Militară și știu ce spun. Iar după a fost dezastru. S-a ajuns la concluzia că sunt periculoși cei care au făcut fie și liceu militar, dar e valabil și pentru domeniul civil. Pentru toate profesiile, învățământ, orice. Așa. Sunt periculoși că înțeleg prea multe. Da. Deci ăștia trebuie să dispară primii care au făcut fie și liceu înainte de 89. Ca dovadă, străbunicii care conduceau numele FSB-ului sau KGB-ului atunci minunata și CIA-ului minunata Revoluție Spontană s-au bazat pe strănepoți care aveau 14, 15, 16 ani. Și au ajuns prim-ministri unii după. Pe urmă s-a ajuns la concluzia că programa școlară a fost schimbată de CDR 99. Deci la ora actuală se fac toate eforturile ca și cei care au făcut liceul, fie și liceul înainte de 2000, să dispară. Că pricep prea multe și trebuie să fii ras frumos pe ceafă și pe din afară și pe dinăuntru. Să înghiți lozincile despre democrație și despre progres și despre teoriile libertate. False, și să ți se fure tot în numele globalismului, care este de fapt comunismului Karl Marx. Referitor la pensie, ați spus că are pensie 2000 și ceva. 2500. Deci, nu am situația de la Ministerul Apărării, deși încerc, dar am situația membrilor de sindicat. Am peste 40 de membri de sindicat cu pensii de tipul ăsta. Pensie militară de stat. Asta înseamnă că ai 15 ani minim, da? Domnul Pipirigeanu Nelu, din Tulcea. 555, nu e cea mai mică, de lei, pensie militară de stat. Dar n-are voie subsidiară. Domnul Vărdăruș Toader, 569. Am una de 494 și am situația de la Ministerul de Interne. Știu, da. Cea mai mică pensie de subofițer, 78 de lei, pensie militară de stat. Da, dar cea mai mare. Pensie de subofițer, 11.420. S-a dat în 2015, legea 223, de care nu se ține. Cea mai mică pensie de ofițer, 131. Cea mai mare, 38.844. Da, se spune magistrat. Deci, când au zis la televizor, militarii au 3.900 pensie medie. Nu, avem 2.700. Diferența o fac peste 300 de magistrați care au pensie pe lege civilă 303 de la Casa Națională. Într-un minut ce se poate face pentru ei, că mai avem un telefon în ce să se direct. Poate face? Într-un minut. Până lasă telefonul ca să putem să explicăm o dată. Deci hai să vedem și cauza internă. Da. Cauza internă este falsul, uzul de fals, ticăloșia celor care ne-au mâncat ficații și înainte de 89 și acum. Funcționarii care sunt aceiași. Nu contează ministrul ce culoare politică are, nu-l ascultă nimeni, nici femeia de serviciu, decât ca să-l toarne. Și atâta. Contează băieții care sunt la resurse umane, contează băieții care sunt la financiar, care au un mental cu totul și cu totul. Ei știu că trebuie să taie capătul lui Ceaușescu. Și ne-au întrebat și juriștii, ne-au întrebat parlamentarii. Dom'le, dă, ce au domnule ăștia, nu ies la pensie ai voștri? Să împotrivesc la orice mișcare pe care încercați să o faceți, ca să se aplice legea, pentru că nu s-a aplicat niciodată legea 223.
Tot timpul să taie, să nu dea, să nu dea, să nu dea, în special și de la Ministerul Apărării. Ei nu ies la pensie, ba da, dar s-au protejat. Și-au tras una și a zis Oscar pe ultimele 6 luni 50% spor, da. Încă unul de continuitate a condiției de 40%, încă unul de 15%, astfel că la condiții absolut egale, să spunem, mie mi se calculează pensia din 1000 de lei și lui ăla care mă calcă în picioare de 2300. Deci noi ne batem nu cu forțele politice care au înțeles. Și o să-i cer doamnei Barcării și o să-i și dau cadou asta pentru că am dat-o tuturor deputaților și senatorilor. A apărut o lege civilă a pensiilor care nu definește pensie. Da. Este o aberație. Păi asta vreau să spun și deci eu. Deci pensia pentru numele lui Dumnezeu este un drept patrimonial, adică de proprietate, dobândit în baza uneia sau mai multor contracte de un muncă. Un contract cu statul exact. Pentru un beneficiu sau definit. Sau cu privatul. Așa. Păi nu. Deci este ori una... Bun. În lipsa unui contract de muncă nu există pensie. Vii și îmi inventezi pensie minimă. Ce e aia? Nu există. Ce e aia pensie? Voi trebuie să calculăm milioane de pensii. Lege nu există. Îmi pare rău. Ce calculezi când ai stabilit în burtă 740, care este mai mare decât pensia militară de stat? Ce calculezi? E dat acum 804. Poate a avut 10 ani, poate a avut 5 ani de muncă, dar poate n-a avut niciunul. Poate a fost scos de bună dimineața și la 65 de ani a avut reumatism și nu mai putut să ciordească. Îi dă statul 804 lei, de 3 ori mai mult decât unuia care a condus tancul 21 de ani. 45 de ani și au 700 de lei pensie. Doamna, v-am arătat. Nu povestiți deci, că eu chestiunea este următoare. Dacă îmi permiteți, ăsta este adevărul. Când le aud pe fătucile astea la televizor, îmi nebunesc. Ce? Ele n-au nicio vină săracele. Recită ce citesc acolo sau pe prompte. Da. 5.300.000 de pensionari pentru numele lui Dumnezeu. Nu sunt 5 milioane. Ăștia sunt pensionarii din România, ăștia nu sunt pensionari sunt în România. Nu, corect. Pot fi și altele. Corect. Deci, pensia. Dacă și vi-l dau ca să-l aveți și dumneavoastră, să nu mă jure lumea pe mine. Pensia este un drept patrimonial dobândit în baza unei sau mai multor contracte de muncă integral sau parțial îndeplinite. Pensia este o restituire obligatorie, nu un venit, că orice pe miniștri, venitul păi e un venit. Păi de-aia și impozitează că l-au definit ca fiind venit exact. Ca să-l impoziteze. Fiind o restituire obligatorie, nu un venit, nu poate fi impozitată, pentru că provine din venituri impozitate. Da, iar la lei la militar avem triplu impozit. Da. Deci de 3 ori ne impozitează. Nu există așa ceva nicăieri în lume. Dar mai e o problemă. E condiționată de vârstă. Imediat, 35 de ani. De vârstă și de contributivitate. Da, contributivitate peste 15 ani. De ce peste 15 ani? Am muncit 3 ani, îi dai pensie pentru 3 ani. Da. Așa era pe vremea socialismului. Așa e 127 acum. Cresc obligatoriu în funcție de inflație. Teoretic, că nu mai cresc de mult. Nu, da. Creșterile salariale și ale punctului de pensie. Vorbesc de pensiile civile. Hai să vedem care sunt pensiile civile. Integrale anticipate, parțial anticipate pe caz de boală și invaliditate. Nu. Publice și speciale. Nu. Numai cele publice, alea cu invaliditate, alea nu sunt pensii, alea sunt indemnizați. Indemnizați de boală. Nu. Pe caz de boală hai și să invaliditate. Spun, intră sub incidența articolului 49 a perioadelor asimilate, ca armata, ca facultatea. Nu sunt aici. Nu. Astea medicale sunt perioade asimilate, deci nu sunt pensii. Să fie clar, sunt indemnizații altceva. Publice și speciale. Pensii speciale civile au doar magistrații. Sunt din fondurile de sănătate plătite. Au magistrații funcționari și alea au dispărut. A rămas sub snajul pe care vor să pună mâna acum. Nu știu, nu mă interesează. Funcționarii publici din Parlament și Curtea de Conturi, piloții, diplomații, grefieri. Ce nu sunt pensii? Astea sunt 2.010.000. Se adaugă variabila între 160 și 200 de mii cele militare. Sunt între 1.800 și 2.000. Hai să vedem ce sunt alea de 3.300.000 de care nebunesc când au la televizoare. Pensii 5.400.000 de pensii. Omul sărac, slab, care îl ține spate pe la grasul. Sunt venituri de tip salariat, bonezate în scop manipulator pensii. Sunt venituri neobligatorii și nepatrimoniale, de tip ajutor social, rente, indemnizații de merit. Da. Asta e. Plătite de guverne prin politica socială aleatoriu, dacă vor, cui vor, cum vor, cât timp și cât vor. Aia e. Nu sunt condiționate de contracte de muncă, grupe de muncă, vârstă sau contributivitate. Pot fi micșorate, anulate, ori taxate, plafonate în condițiile legii. Se impozitează obligatoriu în condițiile legii. Drăcovenie este că ea vor să aducă acest statut la pensie. Să dea pensie acum au chef, nu că trebuie. Aia e. Bun. Care sunt astea? Care sunt fals pensii? Ajutoare sociale. Nu sunt pensii.
de tip, veniți social, dar alta. A zis fals pensii. Nu, nu, dar din 2007 nu au făcut o manevră. Da. Din 2007 au amestecat ajutoarele sociale cu pensiile. Nu, nu, și de-aia au mărit numărul ajutorul de social botezat pensie minimă, care este viager. Da. Ajutorul de șomaj, care e temporar. Da. Venitul însoțitorilor invalizilor, de-aia nu mai găsești, că e plătit ilegal sub salariu minim pe economie. Astea sunt asimilări, nu sunt pensii. Asta zic și eu, doamna, astea sunt pensii, astea nu sunt pensii, sunt falsuri. Da. Sunt 3.300.000 de falsuri. A zis false pensii, asta ca să mă exprim așa. Falsuri de televiziune. Ok. Sportivii medaliați, artiștii ai poporului și emeriți, au rente viagere, indemnizații de merit, care nu sunt pensii, foști parlamentari, președinții României, foști președinți și vicepreședinți, foști revoluționari, foști primari și viceprimari, deținători de ordine și medalii. Alte fonduri. Li se spune, voi militari sunteți mulți, dar primari și viceprimari din 93 până astăzi cât sunt? Câte sute de mii sunt? Și pentru cele de aici, scop electoral. De ce amesteci ajutorul sociale, indemnizațiile, rentele cu pensiile? Asta este întrebarea. Vrei să dau soluția? Păi știu de ce. Nu, stai, soluția. Soluția. De ce există salarii speciale? Pentru că legea salarizării este incompletă și nu conține anumite structuri socioprofesionale și ele nefiind cuprinse în legea salarizării, atunci ce să facă? Și au făcut și ei legile lor, drăguții de ei. Știți ce, știți ce minge ne ridicați la filo când avem sute de militari și polițiști care au dat ministerele lor în guvern, activ vorbind pentru salarii? Da. Pentru că noi suntem aruncați la marginea societății și ca salarizare. Păi, dar eu le-am propus să facem o lege. Scuzați. Cu toate structurile, inclusiv militare. Profesionistul este plătit, vă spun imediat de ce nu se poate. Profesionistul este plătit în baza salariului minim din 2009 și ăla pe care le ia acum cu caș la gură în baza salariului minim de astăzi. De-aia profesionistul își smulge părul de cap și pleacă. Nu e normal. Și trece rezervă. Păi nu e normal. Păi, hai să spun. În toate țările de tradiție capitalistă, și vă dau exemplu Anglia, să vă spun de ce vă dau exemplu Anglia, este țara care își respectă legile cele mai vechi și ține la ele și le face foarte solid. Probă fiind că o lege englezească a fost luată de un regim comunist, adică de noi. Legea 57/74 este lege englezească, care a fost foarte bună. Da. Și nu era lege comunistă, că englezii n-au fost comuniști niciodată. N-am avut nicio lege comunistă când am fost în socialism. Așa. Comunism înseamnă Joe Biden, înseamnă cu Hillary Clinton, ăștia sunt comuniști. Da, deci această lege avea o structură foarte clară. Legea care este acum nu definește munca, nu definește noțiunea de salariu, nu definește salariu minim. Pentru că odată definind salariu minim, determin o modalitate de plată a drepturilor salariale și asigur evoluție salarială. Pentru că nu este normal ca un om angajat la un patron, chiar la un patron fiind, că la stat, că la privat, munca este depusă la fel și trebuie respectată la fel. Deci, îl angajează privatul și îl ține 20 de ani pe același salariu, ca așa vrea el. Da. Dacă legea însă îl obligă să nu facă chestia asta, n-are ce să facă. Ori, definirea salariului minim, care este element de bază în calcul, obligă evoluție salarială. De ce? Pentru că salariul minim are... Într-o țară normală, la noi s-a definit pensia minimă care nu există. Nu există, dar și mai nou, mai nou, asta cu roșu sunt... Asta sunt observațiile noastre, ale sindicatului, pe care le-am transmis specialiștilor din Camera Deputaților. Mai nou s-a inventat pensia militară minimă netă și pensia militară minimă brută. De ce sunteți de acord? Păi de cine-i de acord? Numai trâmbițele și slugile din fruntea asociațiilor, nu știu care, care primesc bani la ministrul. Desfaceți contractul de muncă a slugilor. Noi nu avem contracte de muncă. Ce să vă fac? Stați puțin. Nu. Asta trebuie să înțelegeți și dumneavoastră. Deci asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Eu știu. Nu există decât două categorii de salariați în România și în lume, civili și militari. Știu. Civilii au contracte de muncă normată la 8 ore. Nu. În codul muncii există 8 ore sau 12/24 sau muncă nenormată. Nu, există și muncă. Eu am avut muncă nenormată, civil fiind. Perfect. Noi nu avem contracte de muncă. Avem contracte de activitate la ori din 24 din 24 și suntem plătiți din burtă o singură dată. Scurt. Eu înțeleg chestia asta. Constituția interzice folosirea cuvântului muncă, pentru că ar trebui să folosească muncă forțată. Da, articolul 41, referitor la noi. Bun. Așa e. Neavând cu totul... Exact. Au întrebat cei de la ce înseamnă de activitate. Înseamnă că dacă am un dobitoc care a ajuns să-mi dea mie ordine, sunt obligat să execut ordinul, că nu mă dă afară ca pe tine. Mă vine, mă băgă la arest, la pace și trage un glonț în cap la război.
Și după aia să vedem cum se descurcă. Acum să înțelegi de ce te gândești. Eu sunt inginer feroviar și am lucrat în siguranța circulației, care este o zonă mai militarizată, sau era atâta timp cât exista calea ferată. Până când am desfințat regulamentul nostru, regulamentul de exploatare. Să lovească nava Aura, dar nava Rostov. De-aia am desfințat structurile militare. Ce se întâmplă? În regulamentul nostru, prima lege era salariatul poate primi ordin și acasă de la șeful lui direct. Deci eu dacă primeam noaptea la două telefon că s-a întâmplat un eveniment, nu puteam să spun decât să trăiți, am înțeles. Și să plec, la fel ca și militarii. La ora actuală... Singura soluție era să fi băut alcool, să fi avut... S-au inventat două structuri inverse, care sunt de la două oi, magistrații, care iau și salariu și pensie. Și după lege civilă și după lege militară, deși n-au nicio treabă, deși au spus că înfruntă aceleași riscuri și au aceleași privațiuni ca și militarii, au spus că sunt de plin identici cu noi din punct de vedere juridic, după care ne-au dat un șut în fund. Adică identitatea e numai dinspre ei, spre noi. Acum am început să câștigăm procesele, să știți, e foarte ciudat. Păi invocați bionicovocitate, că ei sunt înseamnă stare unicovă. Am ajuns la înalta curte de judecată, Ministerul Apărării, noi sindicatul și Ministerul Muncii și domnii ministri și pe Olguța și pe FIFOR și pe Leș și pe Motoc și care au mai fost. Da. Nu care avea vreo vină săraci, că au fost și ei manipulați, că nici nu înțeleg ce semnează acolo. Pentru că nu respectă aceste ministere tocmai deciziile obligatorii ale înalte curși ale Curții Constituționale privind identitatea dintre noi și categorii. Sigur, eu să răspundă, domnule. Ce mi se pare mie ciudat? Să ajungi ministru și să nu știi ce să semnezi. Ce semnezi. Păi de-aia te pun acolo, că dacă ești un medic bun, te pun la agricultură. Da. Dacă ești zootehnist, te pun la sănătate. Numai așa poți să ajungi la distrugerea, rapidă, tot ce se mai poate. Apropo de ce ai spus, nouă la un moment dat ne pune un manager care n-avea treabă el cu calea ferată și spune la niște prostii, colegii mei scandalizați că nu mai suportau, îi atrag atenția, domnule, nu e instrucțional să facem așa, la care managerul prinde el și fosit așa. Sunt depășite. El era documentat, ce să spun, instrucțiile de cale ferată construite în sistemele SFR, deci erau depășite de un managerial aterizat. Din alt ordin sunt, pe un loc fruntaș în lista celor interziși la anumite posturi de televiziune, au fost undeva în sudul țării, într-un județ, la un post local. Și vreau să-i sprijin cu un alta, m-am dus ca istoric, nu discutând despre pensii. Și istoria neamului, Mihai Viteazu, da, și așa. Am început să-i laud pe... arheologii și istoricii locali de la muzeul respectiv. Păi directorul X, arheologul cu tare, păi a făcut o fețe, păi zice, nu mai sunt, întreba cum mai sunt, păi au fost dați afară. Păi cine e directorul? Un tractorist. La muzeul de istorie județean, da. Și cine este locul ăluia care a fost șofer? Ce a fost șofer? Și atunci, ne mai miră ceva? Și atunci unde ne mai miră ceva? Unde e competența în orice domeniu? Nu mai există. Scuze-mă, dar de ce se face chestia? Cum de ce se face? Pentru că țara asta trebuie distrusă, făcută bucăți. Ei, tot nu. Pentru că niciodată n-am fost trădați în halul în care suntem acum, pe interes personal și pe prostia. Metaforic spus distrusă. Nu, și pe prostia fudulului, care e principalul defect la România. Da. Prostul fudul. Pune-l acolo și distruge tot. Ciudat. Și moare lăudându-se la tot cartierul, cum a dat el dă-i și luptă, până s-a ales praful. Nu, dar se laudă cu distrugerea, chiar se laudă. Și de tot. Eu am distrus cu Tărescu, eu am făcut și așa de mândri de chestia asta. Nu. Oricum, în partea a doua o să aveți posibilitatea să ne povestiți de ce sistemul de pensie a ajuns. Păi a ajuns acest pentru mod. Că aceste fonduri... Da, haideți să vă explic. Aceste fonduri au fost construite foarte inteligent. Ele au, în sumele acumulate, erau rulate în temei legal, în afaceri sigure, petrol, energie, care dădeau... Bine, până să vină băieții deștepți, așa. Și ele nu pierdeau, nu se putea să piardă. Ajunseseră aceste fonduri să fie foarte mari, că nu degeaba li s-au scurs lor ochii pe ele, că nu erau micuțe. Așa, ele asigurau plata pensiilor fără contributivitate 4 ani de zile. Gândiți-vă că în timpul primului și al doilea război mondial aceste fonduri n-au fost legate de bugetul țării. N-au avut treabă cu ce se întâmpla în țară, că nu mai era producție, că nu... Nu era treaba lor, noi aveam fondurile de pensie. Știți de ce v-am invocat 2001? Pentru că v-am avertizat în mai multe misiuni. Aveți grijă la pilonul 2. Da, o să-l pierdeți. Păi nu. Noi suntem copaii, noi l-am pierdut în 2001. Am făcut scandal că veneau, au dat exemplu că și Ungaria l-a desființat. Și treaba lor, să desfințeze. Noi nu-l desfințăm. Deci pilonul 2, adică pensia privată, la noi instituită la militari în 1967, ne-a fost furată în 2001, s-a schimbat statutul juridic. În loc să fie contribuții individuale la fondul de pensii, a devenit contribuții individuale la bugetul de stat. Punct.
Rezultă că noi am susținut guvernele din net. Da, dar stai puțin. Lunar cu 5%. Știi ce se pierde acum? Că nu se tratează un fenomen. Da. Dacă atâta timp cât au existat aceste fonduri, trebuia să ții cont de contributivitatea veniturilor declarate, în secunda în care aceste fonduri nu mai sunt și sunt băgate în trezorerie și practic ne lovim de buget, atunci să se țină cont de impozit. Pentru că sumele care au fost impozitate pot fi mai mari decât alea pe care s-a plătit contribuția. Apropo de ce s-a întâmplat cu acordul global. Cu acordul global. Așa. Da. Și, aici a fost ticăloșia cu punctul de pensie. Tocmai, da. S-a luat punctul de pensie pe salariul tarifar de încadrare, nu pe aia 10.000 pe care câștiga categoric, muncitorul, dar, și care erau impozitați. Nu, aici este un alt fenomen cu care s-au jucat. Acordul global putea să fie înregistrat din punct de vedere financiar sub două aspecte. Ca venit salarial, pardon, sau ca venit de producție. Ca venit salarial erai și impozitat și se reținea și CASE. Dacă a venit de producție nu se mai reținea CASE-ul și lua omul mai mulți bani în mână. Însă sunt unii care le-au declarat ca venit salarial. Însă nu se recunoaște de către casa de pensie, ci l-obligă pe amărâtul de așa să se ducă, nu, să se ducă în tribunal. Da, și să se ducă, mai există archivele. Nu, el are acte. În adeverința lui spune pentru sumele așa s-a reținut și s-a plătit și casa de pensie. Vreau să vă spun că și eu am cartă de muncă. Nu, e vorba de adeverință ce spun eu. Deci în adeverință se scrie clar că el a plătit CASE. Casa de pensii până nu zice tribunalul. Legea noastră zice, dacă nu se găsește astăzi funcția pe care ai fost tu, de exemplu, veterinarul de la Grăniceni, da, în anii 50, care avea grijă de cai, nu mai avem cai de mult, se caută pe orizontală o funcție similară și funcție de aia ți se... Nimeni. Nu mai sunt nici la Voila, că acolo era o crescătorie mare de lipici. Armate. Păi era armate. Era vorba de arma cavalerie, că mai au fost polițiștii, cai, asta este altceva. Păi era, că știam că am mers cu velic. Iar grăniceri care au fost și la armată și la internă, uite așa, au pătut la funcție de interesele de moment, s-au trezit că perioadele alea nu se mai găsesc documentele. Păi aia este că arhivele au fost devastate, legea arhivelor a fost modificată în mod fraudulos, în loc să se păstreze vechea lege care obliga să se conserve în condiții impuse și așa mai departe. Suntem membri ai structurilor internaționale de arhivistică. Am intrat cu mare greutate acolo. Și? În orice țară din lumea asta, pe când le-am spus la belgieni, că zic, domnule, eu dacă vin să cer un document de la 1830, nu mi-l dați? Nu. Un cercetător de-al nostru vă dă un rezumat despre. Păi noi dăm și documentele de-al altor. Sunteți nebuni? Da, suntem nebuni. Deci în toate țările normale, la cam mai puțin țara asta care este sortită, pieirii de către proprii conducători, fondul arhivistic aparține lui care l-a făcut. Ăla e proprietarul. Da. Așa, și nu se divide. Deci CNSAS-ul este ilegal, a luat o parte din fondul arhivistic și îl ține în altă parte și nu e singurul. Ca să nu mai spun că te duci în special în Ardeal, în arhive, și dacă găsești coperta, da, în dosar nimica, ești norocos. De multe ori a dispărut dosarul cu totul. Dar nu știi cum este? Au venit lichidatori care s-au angajat prin contract să ia arhiva, să o ordoneze ca să o depună la arhivele de zonă. Și a luat arhiva crezând că o să câștige bani, că o să vină oameni să aibă nevoie de și să ceară bani mulți, așa? Nu au mai venit oamenii, mulți au murit, mulți au renunțat și n-au avut de câștigat. E, el să stea acum să organizeze toată arhiva aia, trebuie să fie nebun. A băgat furtunul pe el și a plouat peste arhivă că n-a fost tavanul bun. Așa și oamenii nu-și găsesc acte de muncă pe perioade de 30 de ani. Or, și dacă nu se găsește, cum vor lege cel puțin la noi, ți se băgă salariul minim. Păi asta vreau din să 2009, spun. Nici măcar din 2006. Dar asta vreau să spun că asta este neconstituțional. De ce? Atâta timp cât a existat o lege a salarizării, că trebuie să existe întotdeauna, chiar dacă e proastă, dar trebuie să existe, da? Care vine să regleze sistemul de salarizare. Tu, în legea de pensie, trebuie să ții cont de ea și să nu treci salariul minim când nu găsești salariile, ci să treci reconstituirea drepturilor salariale. Dar ei se plâng de muncă. Conform legii arhivisticii, dacă ai pierdut un document, tu, arhivă, ești obligat să-l reconstitui în 30 de zile. Da. Punct. Nu să vii cu de unde îți scos că îmi bagi nu știu ce pentru că nu ți-am găsit documentele. Păi vina cetățeanului... Că tu ai pierdut... Dar e o minciună că casele de pensii n-au aceste salarii. De ce? Pentru că întotdeauna situațiile salariale se duceau în cel puțin două părți. Una la casa de pensii și una la fisc.
Deci tot ce nu găsești la casa de pensii și ar trebui să se găsească, ar trebui să se găsească la fisc. Așa că dacă nu le găsești în arhiva întreprinderii X, te duci frumos la casa de pensii sector X sau județul X și trebuie să le găsești acolo. Dar și la ei tot așa, varză. Este aceeași varză. Și oamenii sunt în dificultate, mai ales că, gândiți-vă, sunt oameni în vârstă, am vrut să spun bătrâni și m-am abținut, deci oamenii în vârstă, munciți din greu, care sunt cu o sănătate fragilă, oameni care nu mai văd, nu mai aud, abia merg, vai de capul lor cum sunt, că n-au bani de medicamente și iau medicamente, cum să spun, cu sărăcie. În loc să ia trei pastile, ia jumătate de pastilă. La 80-90 de ani, se duc militarește și și obțin document degeaba, îl obțin. După ce a lucrat într-o turnătorie sau într-o mină, ăla la 50 sau la 60 de ani, știți cum arată? Îi plângi de milă, nu se mai poate nici ca un să mai ducă la arhive și la tribunal. Vai de capul lui, nici cu căruciorul, nici cu targa. Să vă aduc aminte câți militari au lucrat în mine? Păi, știu. Și peste tot? Știu. Și câți mai trăiesc de trei pentru că s-au îmbolnăvit de silicoză, de toate astea. De toate astea? Da, eu am mecanicii mei. Nimeni n-a făcut o statistică a mortalității pe anumite meserii. De exemplu, un mecanic de locomotivă are două trepte. După 50 de ani, de ce vezi, Doamne, se pensionează la 50 de ani să înverzi. Așa, în primii 7 ani mor 80% și ajung 2-3 să depășească 10 ani. Piloții, doamne, deci, se pensionează la 42-45 de ani, mai ales ăștia pe elicoptere, păi ăștia mai au un organ întreg. Nu apucă 50. Și la capitolul radiații nu mai spun. Nu apucă 50. Iar mecanicii mei de pe utilaje grele de cale nu depășesc bariera de 7 ani. Și îi auzi că se pensionează la 50 de ani. Și bagul, ce le pune ăștia în pensie? Săracul, da, că a murit, n-a mâncat pensie decât două luni. Situații dramatice, din păcate. Nu, păi zici și nu se... Care... Situații dramatice. Hai să spun care e situația dramatică. De două luni de zile, pendulăm între Comisia de Muncă și Comisia de Apărare din Camera Deputaților. Și? De fiecare dată, după o idee de geniu care nu ne aparține, am dus... Prin deputați care n-au înțeles, nu contează partidul, că noi tratăm cu oameni din toate partidele. V-ați fi așteptat să înțeleagă? Domnul, au înțeles? V-ați fi așteptat? Da, au înțeles? Ei au înțeles? Ai noștri nu se facă, nu înțeleg. Da. Opa. Deci, oamenii au înțeles. De fiecare dată apar amendamentele care ar întoarce totul la lege așa cum a fost promulgată de președinte și care n-a fost niciodată aplicată legea pensiilor militare de stat, că au distrus-o noi Cioloși. Și direcția noastră financiară a strecurat ca articolul întreagă ordonanță într-un articol privind legea, privind ordonanța salarizării în 2016. Da, da, da. Stilul lor. Da. Bun, după aia au mai venit cu ordonanță și au făcut-o praf. De fiecare dată vin reprezentanții Ministerului Apărării, dau cu pumnul în masă, mai promit grade la domnii senatori care se visează, că nu contează că a fost militar sau civil, dar dă frumos să-i scrie pe cruce general. Sigur. Chiar dacă el a fost fruntaș sau caporal, sunt cazuri de astea. Sau soldat proști. Să vă arăt eu o poză de individ care nu are nicio legătură cu armata și s-a pozat, și a făcut tablou în Spania de 3 metri la cel mai tare pictor spaniol pe poză de Napoleon, scrutând viitorul general cu două stele. Ce Dumnezeu? Serios? Păi când Băsescu ne-a terminat pe noi rezerviști, a inventat o altă rezervă, un cunoscut scriitor, m-a sunat nebunit pe mine și pe pricină. Eu eram mult mai bine făcut atunci și am crezut că ne apreciază în mod deosebit. Ne-a chemat la el acasă, ne-a dat o cafea și până la urmă, cu timid, așa, știi, zice, m-am gândit eu așa că sunteți cam ca mine, adică dolofan, mai trupești. Mai dolofan. Da, zice, mai bine făcut. M-au făcut și de acolo, n-am uniformă. Dați-mi și mie uniformă. Dați-mi și mie, de încropiți de ceabă, zvăi, că trebuie să fac. Și am încropit și am dat noi, omului, ce să facă? Na. Da, mulțumim. Uniforme. Luăm o scurtă pauză și revenim, o emisiune extrem de incisivă, interesantă și sper pe placul tuturor. Pauză și revenim. Mă numesc Iovici Teodor Victor, sunt președintele Partidului România Mare și doresc să vă prezint echipa care va candida la București. Mă numesc Nănău Ileana Daniela, sunt absolventă a Institutului Politehnic București, sunt antreprenor român și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de primar general al capitalei. Mă numesc Remus Mamoc, sunt de profesie manager sportiv și candidez pentru funcția de primar al sectorului 1 din partea Partidului România Mare.
Mă numesc Petre Spărleanu, ofițer în rezervă, antreprenor, patriot și voi candida din partea Partidului România Mare la funcția de primar al sectorului 2. Mă numesc Ștefan Corneliu, sunt de profesie jurist și candidez la primăria sectorului 3 pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Alina Simion Dan, sunt de profesie economist, antreprenor român. În momentul de față sunt consilier local la sectorul 4 din București și candidez pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Urichianu Adrian, sunt profesor universitar și candidez în funcția de primar la sectorul 5 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Daniel Tulugea, sunt de profesie jurist și candidez la funcția de primar al sectorului 6 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Gabriel Popa, sunt absolvent al Universității Politehnică București, cunosc limba engleză și limba germană, sunt profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier la Primăria Generală a Municipiului București. Sunt Marieta Ungureanu, economist, antreprenor și mediator. Candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Loredana Adriana Voina, sunt profesor și antreprenor și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Corvin Ariciuc, sunt de profesie jurnalist și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Andrei Șomănescu, am absolvit Facultatea de Business și Turism în cadrul Academiei de Studii Economice din București și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier în cadrul Primăriei Capitalei. Mă numesc Prăleanu Cătălin Alexandru, sunt licențiat în drept, specializat în drept comercial român și drept comercial internațional. Sunt antreprenor român, cunosc limba greacă și limba germană. Doresc să candidez pentru funcția de consilier la primăria sectorului 2 din partea Partidului România Mare. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse.
echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite în mod automat mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Fabiana Vuță, iar eu sunt Siarela și provocăm toți tinerii talentați să posteze un videoclip cu titlul Provocare pe grupul de Facebook Calea Show. Iar dacă ne place, vă invităm în direct alături de noi în emisiune! Am revenit în studio, stimați telespectatori, adevărul despre pensii.
Capital TV, Realitatea în Politică, doi invitați de marcă, doi profesioniști în acest domeniu, domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, doamna Dorina Barcar, care este membru fondator al Asociației Drepturilor Pensionarilor din România. I-am din arătat, păcate, domnule Barcar, că ceva se întâmplă în justiție, am început exact. Să câștigăm procesele, adică Doamne ajută! Și haide să luăm... Haide să luăm pas cu pas. Hai să luăm pas deci, cu pas. Deci cum explicam, domnule, aveți grijă de pilonul 2 că nouă ni s-a furat și era instalat de Ceaușescu. A zis în 2001. Da. Ni s-a furat în 2001, l-a recuperat până în 2015 și până ordonanța 59 l-am pierdut din nou. Deci contribuția noastră de net a fost declarată contribuție individuală la bugetul de stat, cu binecuvântarea, ideea finanțiștilor noștri de la armată. Ciordeala cât se poate. Așa. Bun. Bun. Mai departe. Deci atenție, pilonul 2, noi l-am pierdut. Noi am ieșit sau ieșeam mai devreme în rezervă cu obligații, de asta a spus doamna Barcar la un moment dat, că noi nu avem pensie. Nu, avem soldă de rezervist. Cap-coadă, nu, avem pentru că soldă obligațiile cap-coadă. Tale militare continuă. Da, da. Bun, oricât poți fi... Angajamentul exact, militar continuă. Care este jurământ de sânge și așa mai departe. Și activitate, și bun, perfect. Deci în situația asta, noi ne-am trezit cu următoarea chestiune. Ce trece de 36 de ani, ca vechime, nu ți se mai plătește. Punct. Ce ați auzit? Ăsta e furt. Păi, furt calificat, că m-am explicat mai multor miniștri. Și degeaba mai adăugat, am 49 de ani, 60 de ani, 70 de ani, categori. Vechime cumulată, dacă ce trec de 36, tu nu mai îmi dai un ban. Dar cine are? Bașca că mi-ai pus dintr-o dată un plafon. Păi depășește noțiunea de exploatare. Păi depoi e furt calificat. Da! Numai că aveți o întrebare de la doamna Anca Marian. Da, vă ascultăm. Au. Bună seara! Bună seara! Mai departe de televizor. Bună seara! Alo! Alo! Da, domnul Anca Marian, da? Da, da. Vă ascultăm! Deci am și o întrebare pentru domnul colonel Dogaru. Eu am trecut în rezervă în noiembrie 2015. Stați puțin mai departe de televizor, vă rog. Deci pentru domnul Dogaru, da. Am onoarea, domnul colonel, am trecut în rezervă în noiembrie 2016 și aștept de 3 ani și aproape 4 ani salariul compensator. Beneficiam de legea aceasta și... Salariul compensator. Da, 2016. Deci, solda mea din 2016 la 2730 de lei. Deci, am înțeles, sunt procesele pe care le-am declanșat împotriva celor două ministerii. Ministerul Muncii, care nu are nicio treabă cu noi și nici noi cu el, deși unii miniștri se cam bagă unde nu le fierbe oala, și cu Ministerul Apărării și cu Ministrii Apărării, e ridicată și această problemă. Deoarece, în baza unei legi care nu mai există, 284, prin ordonanța 114, ni s-a suspendat până încă 3 ani în avans, înainte, dreptul la salariile compensatorii. Ajutoare salariale se cheamă acum. Salarii compensatorii se chemau pe vremea mea. Eu fiind totdeauna cel mai tânăr, n-am crezut că voi zice vreodată pe vremea mea. Celelalte categorii mai iau aceste salarii compensatorii? Nu toți. Noi nu toți. Dar noi avem un contract, suntem stat membru NATO. Ei. Și sunt niște obligații acolo. Și să mai știe... Dați-mi voie, că asta îmi place. Deci vom câștiga procesul, matematic vom câștiga. Au început deja judecătorii, doamne ține-i, să dea niște verdicte definitive, irevocabile, de ne crucim noi. E prima dată când se întâmplă așa ceva. Pensia de asigurări sociale reprezintă un drept distinct, cu cerințe proprii, stabilite în baza unei alte legi, de o altă casă de pensii. Intimata casă de pensii sectorială a ministerului în cauza al nostru, așa, în mod eronat și nelegal a procedat la valorificarea unei perioade nelucrate în mediul militar, ulterioare trecere în rezervă. Păi nouă ni s-au ciordit și de ce am lucrat după ce am trecut în rezervă. Până când te recheamă, ești civil-civil. Ai contract ca și dumneavoastră, ca orice om, contract de muncă. Mă cheamă, am din nou de activitate. Dar perioada aia e altă filozofie a salarizării, am contribuție nu în sistemul merge militar, pe sistem civil. Ci dincolo și așa mai departe. Da. Deci tu mi-ai luat, banii mi-ai luat, i-ai vărsat în partea asta la altă, retroactiv. Păi stai, că, ca să vă bine dispun, cum am dus eu la trei miniștri, ultimii trei ai apărării, în afară de cel actual, cu următoarea poveste. Am venit să mă autodenunț. Sunt colonelul Dogaru. Eu zic că în momentul în care am încheiat contractul dumneavoastră, mi-e rușine să o spun,
Dar n-am găsit, pentru că sunt gură bogată, n-am găsit unde să mă angajez decât pește la un bordel. Dar am plătit toate contribuțiile la stat, inclusiv pentru pensia civilă. Cum mă trebuie să urmați dumneavoastră 9 ani de vechime pește la bordel, retroactiv în vechime de colonel, că eu nu pricep? Adică ce vreți să spuneți? S-a supărat, mai știu care de trei. Motoca a râs. Cred păi că da, e de râs, e absolut de râs. Păi zic, vreau să spun că e fur calificat, domnule, furați și anii și banii. Păi puțin îmi pasă că mi-a adăugat mie un cârnat acolo, 70 de ani vechime în muncă, cumulat, dacă ce trece de 36 nu mă mai plătiți. Zic, asta să fie foarte clar. Pentru prima dată văd că judecătorii încep să pună punctul pe ei. Ceea ce este un semn bun. În ceea ce privește, ăsta e pur calificat cu ajutoarele sau cu atât mai mult cu cât suntem stat membru NATO și noi militarii am băgat. Și polițiștii, că tot militarii erau. Am băgat România în NATO, care este tratat militar și care are niște condiții, inclusiv de salarizare și a militarilor și a polițiștilor, inclusiv de pensii. Bașca de reconversie profesională. Au băgat bani americanii în noi. Apropo de asta, au furat ăștia și fondurile de reconversie profesională. Ar fi trebuit să se găsească o soluție europeană, general, valabilă pentru sistemul de salarizare, atât pentru sistemul militar, cât și pentru sistemul civil. De ce? Atâta timp cât noi avem piață de muncă deschisă. Nu se vrea, doamnă. Păi, eu s-a găsit soluția. Se cheamă COVID-19. N-au spus-o toți corifeii, doamna Lagarde. Asta la altă. N-au spus că bătrânii trăiesc prea mult și trebuie găsită o soluție. Să nu mă amintiți de tinerica Christine Lagarde, că este foarte tinerică, da, că trebuie adolescentă. Care are 62 de ani, și o deranjează persoanele în vârstă, dânsa la adolescența dânsii, fragedă și zglobie, nu mai și pe ea. Revenim la problemele COVID-ul noastre. Ăsta, domnul Zogar e tineră, dar COVID-ul ăsta e cam nazist. Da, lovește numai persoane în vârstă care au diverse boli și cei cu boli incurabile. Da. Deci inutilii, cum spun corifeii defunctei Uniunii Europene, că e moartă de 2003. Continuăm cu explicațiile pe legea pensiilor. Vă rog, aveți cuvânt. Continuăm cu explicațiile pe legea pensiilor, da? Vă rog, da. Deci consider că noi militarii suntem cobaii. Dacă nouă ni se, pentru că e marea mută, în ghinionul lor că există un sindicat al rezerviștilor. Apropo, în toate statele membre ale UE există sindicate la militari în activitate. Franța a încercat să se opună și a fost amendată, și asta din 2002. Singura țară în care nu există sindicate în armata activă este România. De ce? Pentru că România probabil era prevăzută a fi desființată ca stat. De asta structurile militare sunt atacate în continuare, de asta vine reforma din nou peste Ministerul de Interne, o să vedeți cum îi transformă în civil pe jandarmi, ultimii 28.000 de luptători adevărați pe care avem specializați în lupta contra unei gherile urbane. Aia să fie foarte clar, în octombrie începuseră ofensiva, noroc că a venit COVID-ul, că îi terminau. Repet, îi deranjează gruparea de jandarmi de la Sânt Giurgiu de Mureș. Despre poliția locală ce fac aveți? Se cere, scuze, după. Poliția locală imediat, este mai, altceva. Deci știu, nu poți avea și privilegii mine. Militare și civile. Exact, mai vă întreb. Da, spuneți, vă rog, bună seara. Alo? Alo? Da, domnul Florin Sava. De unde sunteți? București. Sunt în Câmpina, eu nu vă aud. Vă auzim, spuneți. Așa, vreau să... Poate doamna mă lămurească. Vă rog. A fost grupele de muncă. M-au zis? Se aude cu întrerupere. Se aude cu întrerupere. Grupele de muncă. Stați puțin mai departe de televizor, vă rog. O, sunt foarte... Bun, vă ascult. Sunteți într-un nod de unde? Mutați-vă prin semnală. Cameră să prinde, poate prindeți un, da. O undă mai bună. Vă ascult. Evite. Am primit mai... Se aude cu întreruperi și noi nu vă înțelegem. Da, până reface legătura, domnul Dogar. Apropo de păcăliți. Exact. Deci noi am fost păcăliți. Cum suntem păcăliți acum? De două luni de zile ne luptăm în cele două comisii, vine ai ministerului cu slugile și trompetele lor care ne fac muci pe... Acum orice prost apare pe Facebook și își revarsă acolo la adăpostul anonimatului toată mizeria. Așa. Da. Și vin cu tot felul de propuneri mirobolante. Explicați-mi și mie care este legătura. Mi se va aplica și nou, s-a încercat aceeași fentă ca și cu civilii. O lege dată în 2018 a pensiilor cu aplicare la calendele grecești și în 2021-2022 cu aplică dracu. Da, la noi costă 27. La noi se vine. Zice, vom aplica
aceste amendamente. Este în momentul în care legea salarizării unitare va fi aplicată integral. Niciodată. După două zile a apărut Orban și a zis că ea nu va fi aplicată niciodată. Exact. Spune că nu sunt bani. Da. Presupunând că se aplica 23. Numai că veți avea nevoie de 2 ani de recalculare. Asta înseamnă 24-25. Și o să-mi dea ceea ce trebuia să am deja în 2026. În 2026. Da. În condițiile în care mortalitatea la noi e de 500-600 pe lună. Ha. Păi cine a mai apucat 2026? Da. Să-și spuneți, vadă drepturile. Spuneți, cum vă auzim. Spuneți. Alo? Da, cum vă auzim? S-aude bine acum? Da, vă auzim. Da. Doamna Dorina, vă rog frumos, au fost... pentru grupa de muncă s-a făcut, zicea că să dai uzina în judecată. Păi de ce? Nu. Două secunde. Ce post ați avut? Ce funcție ați avut? Așa, vă spun. Eu am fost la proiectare. Așa. Așa. Și știu că era o problemă că cine era în, la birou sau așa, au avut unii au avut probleme că nu le-a dat grupă. Păi nu, dacă erați la proiectare, nu ați avut grupă de muncă decât dacă aveați perioade cuprinse în programul dumneavoastră de lucru în anumite puncte unde se încadrau conform nomenclatorului de evaluare a condițiilor de muncă, se încadrau în condiții de grupă, grupa 1 sau grupa 2. Așa. Acum vă spun eu o fază, doamnă, vă spun eu o treabă, că s-a dat la toată, a fost una care cerea legitimația la poartă și a luat și ea grupă, au luat de la contabilitate, au luat în toate birourile. Eu când am auzit treaba asta, eu mi-am retras dosarul, dar pe urmă un băiat care a fost cu mine în birou a luat grupă, știți? Adică treaba asta eu am considerat-o că practic a fost o mită care s-a dat. A fost o șmecherie. Și din cauza unor situații de genul ăsta sunt atacați oameni care chiar au dreptul să aibă... Da, doamnă. Că, uitați, eu vă dau un exemplu. Chiar dacă sunt de la serviciu de contabilitate sau financiar, dar au fost într-o zonă de lucru cu substanțe iradiante. Nu contează că erau contabili, ei stăteau lângă mina care era de uraniu. Sau, că știți, acum se dă reducere de anumite obligații materiale pentru cei care locuiesc în zone afectate de poluare de nivel înalt și așa mai departe. Ori gândiți-vă care au lucrat la Măgurele, unde se lucra cu laser, cu substanțe radioactive, chiar dacă erau contabili. La noi n-a fost cazul, doamnă. La noi n-a fost cazul. Și-a luat toată lumea. Ăștia sunt bani care au fost dați degeaba. Da. Și știți, sunt bani care au fost dați degeaba și au bătut joc. De ce? Pentru că omul practic a dat acolo o mită. Știți ce mi-a zis mie când am dat la arhive? Am dat și eu la arhive, pe urmă. Știți ce se întâmplă? Situații de genul ăsta, ele nu trebuie publicate, să vă spun de ce, pentru că ele sunt câteva, dar afectează marea masă, care mulți sunt nedreptățiți. Gândiți-vă, doamne, că s-au descoperit, a fost odată un sat întreg care conform buletinelor medicale erau toți aproape orbi, dar aveau toți carnete de conducere. Da, doamnă, s-a dat aici la toată uzina. Uzina era bine mersi, nu a avut condiții, cine știe ce așa, depinde. Sunt, de exemplu, electricienii aveau dreptul la grupă. O să râdeți, casiera avea dreptul la grupă, pentru că banul acela este o chestie mai mizerabilă decât orice canal. Și ea n-are cum să-și facă meseria cu mănuși. Și în nomenclatorul vechi, munca de casier, de manipulator de bani, era trecut la grupa a doua. Excepția întărește regula acum, nu? Poți să întreb ceva și pe domnul Dogaru? Sigur, da, sigur. Da. Să trăiți, domnul Dogaru. Domnul Dogaru, ca istoric, așa, am citit și eu undeva că zice comunismul e copilul masoneriei. Dom'le, când se vorbește de masonerie, toată lumea gata, amuțește. Nu. La toată lumea e frică. Nu, domnule, Liga Comuniștilor a fost rușie masonică, dar eu nu cunosc comunismul pentru că n-am trăit în comunism. N-a trăit nimeni niciodată în comunism. Da, e utopie. Taica Marx spunea foarte clar, atenție mare, comunismul va apărea pe cale pașnică cândva în viitor în cea mai dezvoltată țară capitalistă din lume, adică SUA.
prin concentrarea la vârfa capitalurilor, care exced statul, adică depășesc statul, care devine inamic și trebuie să dispară. Sub numele de comunism, Marx a descris globalismul. De-aia spunem noi, Joe Biden e comunistul, Rockefeller, David e comunistul. Ăștia vor să decidă cât trăim, cum trăim, cât muncim, cum ne distrăm, ce medicamente avea și ai noștri. Erau mici copii lăsați. Nu deci, zic, acum ar vrea deci la noi să fie foarte clar, tovarășul Stalin a proclamat victoria definitivă a socialismului și a trecut la lichidarea comuniștilor, care până în America nu s-au oprit în fugă. Da. Și acum se întorc, după ce au făcut praf. Dacă, ca să rezum ce se va întâmpla, dacă scapă și câștigă, cum e normal că 85% din americani îl vor pe Trump, că este capitalist pur pentru America, dacă câștigă alegerile și nu va fi împușcat, avem o șansă să scăpăm de toate belele și noi. Dacă nu, s-a terminat. Deci nu mai avem viitor. Nu mai avem nici ca țară. Nici ca țară. O să mai fie o altă etapă. Mergem mai departe. Vă rog, domnul deci, Dogaru. Deci, revenind la chestiune, că acum e interesant ce spunea doamna. Sigur. Avem și noi mai multe decizii. Una din 2012 a Curții de Conturi și una mai foarte recentă, care au constatat greșelile, ca să nu spunem falsurile și uzurile de falsuri făcute pe pensiile militare. Și care au cerut repararea acestora până în 2017, 31 decembrie nu s-a făcut. Acum au cerut-o la ora actuală, drept care Ministerul Apărării este în proces coordonator al sistemului cu Curtea de Conturi, că asta este procedura. Pe acest fond, noi am dat și noi în judecată, ne-am adresat și președintelui și primului ministru și celui vechi și celui actual, ne adresăm tuturor politicienilor, indiferent de culoare politică, întrucât considerăm noi oameni buni în toate partidele, din ce în ce mai puțin. Pentru că... Și aici să nu se supere pe mine colegii mei, fudulia prostului este o chestiune pe care a subliniat-o cronicarii ca fiind principalul defect al românului. Să nu ne lăudăm, spuneau, cu multele calități pe care le avem, să ne recunoaștem defectele. Că dacă nu le recunoaștem, le vor folosi străinii împotriva noastră. A descoperit tot țăranul român care a zis prostul dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Da. Deci țăranul român a descoperit-o, niciun mare literator. Istoricește, am dat exemplu circulare în țara lui Alexandru. De ce sau ce a determinat distrugerea sistemului de pensii? Nu, dar de ce am adus discuția aici? Nu. Că la noi nu-i vorba de bani, doamne. Pe noi ne prosesc cu mărgele, datorită fuduliei. Da. Gradul de general. Da. Fă general de rezervă. Copiii ăștia politici nu știu că fiecărui general de rezervă trebuie să-i corespundă o mare unitate în caz de doamne ferește? De unde scoți vrea atâtea brigăzi? Și atâtea divizii cât general avem. În caz de doamne ferește, el se ascunde bine. Avem caporal cât general avem în rezervă. Categoric. Nu, dispariția, dispariția fondurilor a avut două... Vă mai întreb o singură dată, ultimul telefon. Da. Vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! De unde sunați? Buzău. Da, vă ascultăm. La emisiune, dacă se poate, domnul Dogaru, doamna Dorina. Da. Domnul Matache, vă ascultăm. Da. Eu am fost în armată, 71-96, parașutist, numai grupa întâi de muncă. Deci numai grupa întâi de muncă. Și recalcularea din 2016 n-au ținut cont nici de lege, nici de ordinul ministrului. Vă ascultăm. Care e întrebarea? În ce an v-ați pensionat la limită de vârstă? În 1996, 25 de ani de parașutism. O, aveți grupa întâi? Ar fi trebuit să aveți grupa 0? Da, am. În decizia din 2006, prevăzut acolo. Știm când am ieșit în 96, prevăzut de sus până jos, numai grupa întâi de muncă. Nu, dar a dumneavoastră aveați dreptul la grupa 0. Nu la grupa întâi. Dumneavoastră parașutiștii, cei care erau pirotehniștii, cei care lucrau cu armament radioactiv, erați la grupa 0. 0, da. Nu la grupa 1. Da. Aia a dispărut acum. Nici mai există. Da, dispărut. Era an pe an. Am fost în proces cu ei pe civil. Deci am fost în proces cu data de pensii pe civil. Sau de?
Da, se aude foarte bine, da. Vă ascultăm. Și ultimul termen la Curtea de Apel Ploiești, avocatul casei de pensie, rețineți, fiți atentă, să vedeți. Avocatul casei de pensie, că doamna judecătoare, când a ieșit la pensie dânsul, a avut coeficientul de funcție 1,38, doamna judecătoare. Și noi am dat 2,50. Și judecătoarea de acolo, da, i-a dat mult, domnul, i-a dat mult. Dar legea 138 din 1999, ordonanța 56, la funcția care am avut-o, am documente în care prevede ce funcție am avut-o, de maestru militar principal, și era 2,7-2,9. Și totdeauna, și când am fost și când la recalculare din 2005, a fost dată la maxim. Da. Și acum spune că ei spun, deci n-am avut grupă de muncă, dar am documente, am avut documente la dosar, care date de la casa de pensii și de la CMJ Buzău, în care recunoștea că e grupa de muncă. Da? Să vedea clar că e înțelegere între ei, între judecători și casa de pensii. A, da. Au făcut multe schimbări în favoarea cetățenilor, spune doamna Dogaru, că dânsul știe acolo, ordinul M25 prevede la articolul 12, alineatul 4, se, dacă funcția care a avut e în plată la 1 ianuarie 2016, se iau toate funcțiile respective, așa prevede. La alineatul 5, dacă nu se respecte funcția respectivă, se ia, exact ce spunea mai înainte domnul Dogan, se iau funcție echivalentă. Echivalentă, pe orizontală, da. Și domnul Dogan, la alineatul 6 prevede altceva, deci legea și ordinul e făcut bine, dar s-a aplicat de prost. La alineatul 6 prevede felul următor. Dacă nu e nici funcția care am avut-o în plată, la 1 ianuarie, nu e nici o funcție echivalentă, se ia o funcție imediat superioară. Asta prevede la alineatul 6, articolul 2. Iar ei aplică salariul minim pe economie unde nu găsesc. Dar nu de 2016, ci din 2009. Da. De asta sunt mulțimea de procese pe care categoric, le-am. Categoric, nu fac ca să mai dau un exemplu, ca să întrebară salarii. Indicele de funcție. Păi eu am avut 5,70 când am ieșit colonel, domnul actual ministru Ciucă 4,36 când a ieșit. Adică noi militarii ne-au aruncat cu șută în fund la marginea societății, din punctul de vedere al legii salarizării. Nici nu mai figurăm, aș undeva pe la coada listei. Pe asta era legea asta 57/74, care era și pentru sistemul militar și pentru sistemul civil, făcea o reglementare foarte echilibrată. Nu ar fi fost posibil să apară diferențe atât de mari între, cum sunt acum, între unii magistrați și unii mai știu eu cine, pentru că nu aveau cum. Nu aveau cum, atâta timp cât se ținea cont, v-am spus. Ba da, doamne, câte vreme magistrații s-au fost compliși 30 de ani, au pus umărul la distrugerea țării, când și-au bătut joc de oameni. Da. Apropo de procesele care au fost și care sunt poate portocale și nu știu, nu vorbesc de toți magistrații. Evident. Când magistrații au fost arestați, condamnați sau murit în închisoare pentru că au gustat să parcă îl chema, pentru că au încercat să aplice legea. Da, în cazul... Și au fost distruși de aia care aplică ordine externe în interes străin. Și aceia nu sunt torționari? Nu știu, așa întreb. Bă, vai de mine, dar deocamdată sunt eroi, pentru că lupta pentru democrația universală, pentru globalism. A, da? Da, torționari suntem ăștia care mai visăm că avem o țară și că avem dreptul să trăim în țara asta și să ne folosim de bugățiile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Vai ce prostii. Păi nu e așa? Dar de ce să avem noi industrie petrolieră că poate să Ungaria să vină, care n-are o picătură de petrol? Las că vă folosesc eu gazul și dar petrolul românesc. Dar de ce să nu renunțăm noi la al cincilea sistem feroviar pe Europa, cât era calea ferată? Așa și acum e o ruină, o agonie, colegii mei. Păi de ce, doamnă, pentru că am de zile s-a dat calea, șina de cale ferată, nu ați dat-o pe post de fier, pe la turci. Am dat-o noi? Nu, liderii de sindicat, care au ajuns prin ministri și haideți să vă spun, când i s-a spus ministrului Băsescu că panoul de cale ferată este element de strategie națională, ne-a râs în nas și ne-a spus, plătiți-vă de la strategie.
panoul de cale ferată nu se scoate din pământ, se îngroapă acum acolo. Acum ne redănați, că nu o face pe Democratul și ne crede tâmpiți pe așa, tot și uitați-vă că au dispărut triaje întregi. Dumneavoastră realizați ce muncă intelectuală e să faci un triaj feroviar? Eu știu câte locomotive aveți, de unde s-au furat piese. Lăsați-mă că am pe telefon. Am pe telefon situații trimise de colegii mei. Vagoanele cu fabrica de vagoane, da. Că s-a încercat să se scoată, să se facă din nou la Araș. Știm și nu. Că avem este o distrugere atât de dureroasă, atât de mișetă. Este o trădare sistematică. Absolut. Cu cât mai prost, cu atât mai sus, asta este deviza. Da. Pentru că prostul fudulia lui distruge tot fără să știe. Nici nu trebuie să-l plătești. Au făcut și alte trebuie variante. Să-l direcționezi. Să vă spun acum, au făcut și alte variante. Au adus copii tineri. De ce meserie sunteți, domnul deputat? Auto. Da. Nu, au școala vieții. Sau ceasuri. Mai vreți alt exemplu? Școala vieții. Ciocumic, acum noi suntem la putere, facem ce vrem. Poftim. Ceasuri, mă rog. Asta e poliția. Un coleg de-al dumneavoastră, da. Un om adorabil, mi-a plăcut atât de mult cum a vorbit, într-o emisiune a prezentat, că o să vă dau pe WhatsApp asta, a prezentat că el studiază CV-urile parlamentarilor noștri. Și a găsit vreo 100 de CV-uri cu niște gogoși nerușinate, în care nulități, niște penibili, ce să spun, se prezentau sau prezentau situația de așa manieră încât să se înțeleagă că el vine, că el a făcut niște studii la Harvard și el pe acolo trecuse în vizită. Sau a făcut un curte la de vară de 2 săptămâni cum cresc panseluțele. În sfârșit. Și să prezenta absolvent de la Harvard și alte institute de genul ăsta, n-au niciun fel de titlu, sunt total nuri și agramați și au, gândiți-vă că unul scrie într-un CV la 19 ani, el era director general. La o societate prezentată... Am avut și un coleg de platou care era nu la 19, la 21. Realitatea este următoare. Eu cu domnul Dogaru am mai discutat în alte emisiuni. După 1990, cei care erau absolvenți de liceu pe timpul lui Ceaușescu, fac cât unii cu două facultăți azi. Încet, încet, profesionalismul a scăzut. La care erau cu liceu înainte de 44, posibil. Făceau mai cât 7 doctori posibil. În perioada 50. Da. Parlamentul, gândiți-vă la dezbaterile Parlamentului 92, da. 96, 96, 2000. Ce oameni, ce discuții. Parlamentul de azi, 2012, 2016, să vă înveselesc. Asta e realitatea. Se inventează legea de restituire a bunurilor maiestății care n-a fost maiestate. Adică Mihai I. Da. Așa. Zice-se. Așa, mă rog. E o dragă poveste, nu intru în istorie. Da, pentru prima dată bag 54 de ei și în Parlament. În balcoane. Au nebunit. Și erau de la toate partidele, da? Oameni așezați. Era și prințul Paul. Ăla chiar este Hohenzollern. Da. Mihai n-a fost da. Hohenzollern niciodată. A povestit mie. De-aia nici nu-i recunosc. Da. În fine. Și tăcere. Erau nebuniți parlamentari. Conform Constituției, orice cetățean la adunare deschisă poate cu buletinul poate să asiste. Da. Au nebunite. Sunt mai ales udemeriștii care îi vede prin dezbor, să înclinau, să așa onorată asistent, nu știu. Și la un moment dat aud un pst. Când mă întorc, cel care conducea lucrurile, președintele Senatului Nicolae Văcăru, ia ieși la o țigară. Ce, tu ești cu ăștia aici, nu? Da. Care-i șmecheria? De ce ai venit cu ei aici? Am venit să revedem viitorul loc de muncă. Cum adică? Păi tocmai au avut loc alegerile. Era 2005, da? Și gata, vreți alegeri anticipate. Că ăla vrea să schimbe președinții camerelor, că ăla vrea nu știu. Păi dacă vor fi alegeri anticipate, noi o fi în sală și voi în balcone. Păi de ce? Păi a spus la... Comisia pentru Tineret, patroană de bordel din Iași. Vai. Păi ați spus la cultură, șeful lui Păunescu, un taxator, nu pot să-i zic ITB, că e din Timișoara, ITT, că încă mai erau atunci, la președintele Comisiei Cultură. Ăsta-i parlament la care vă cred început să râde. Asta s-a gândit statul din a început să râde. Și râzi, și râzi, auzi, zice... Parlamentul ăsta este de tot și a spus un cuvânt, nu-l repede, da, față de vechiul parlament. Da, mă gândesc cum o să arate următorul.
Și a avut dreptate. Și a avut dreptate. Uite ce se întâmplă acum. Da, nu, da. Eu n-am putut să comunic cu vreo 3 persoane, efectiv blocați, ceva teribil. Dar mai e o chestie, am observat un lucru, au totuși un talent. Hai să fim. Ei știu că sunt nuli, știu că nu, că sunt nu toți paralel. Domnul. Vreau să vă spun că am discuții cu oameni de 40, 42 de ani, 45 de ani, de ăștia noi tineri, din toate partidele și ne înțelegem. Și spun un singur lucru de fiecare, bă, dar lămuriți-i pe ai voștri, că tot rău de la armată vine, de la ai voștri. Și? Pentru că zic, ce vreți domnule, și au fost educați cei trei era lui Ceaușescu, ei să taie, să taie, să taie, că la sfârșit au parte de prime, au parte de grade, au parte de tot ce trebuie. Și bașca că își dau și lor. Nu, dar sunt oameni blocați, însă știu să învârtă vorba. Au un stil care pe mine mă scoate din minți. Nu, mie nu mi se apără. Nu, au un stil ciudat. Mai e un orator în Parlamentul României? Îți vine să spui întrebarea, ce te întreb eu și ce răspunzi tu? Asta îți vine să o spui de foarte multe ori. Asta este clubul politicii românești. Noi facem și în stradă că vrem pere și ne oferă banane. Da, da, da. Sau spun că n-avem banane. Da, cam așa ceva. Și atunci vă întrebați de ce Sistemul Național de Apărare e condus de astfel de oameni. Nu pot să zic că ne întâlnim. De ce nu sunt stați? Ne întâlnim că a avut un surdu, pentru că Mutu e încă primar și surd a fost și la Parlament. Ce sistem este condus de un specialist măcar? Acum, eu am o mare admirație. Eu am o mare admirație pentru domnul care a fost la agricultură. Îmi cer scuze, rețin greu numele. Domnul Daia, îl iubesc de nu mai pot, pentru că a demonstrat că este profesionist. Se vede pe el că e implicat, că le face și pasiune. Domnul Daia a plecat și a rămas în locul lui Oaia. Da. Vreți să vă spun ceva? A fost acum 2 săptămâni aici în emisie. Adorabil om. Și a spus așa, el de 5 ore a depus jurământul de ministru, pentru că asta s-a întâmplat, dar de fiecare dată când depunea jurământul, îi fierbea sângele, vine cu un patriotism, având în vedere încărcătura muncii care îl așteaptă. Nu, ce dar e responsabilitatea. Se vede pe el că este un om serios. Spunea, domnule, eu nu mă duceam la serviciu, la muncă. Da, nu. Din punctul ăsta, rari sunt acești oameni. Și în loc să ne bucurăm de ei, în loc să îi punem pe ei acolo unde pot să facă treabă bună, îi dăm imediat jos, dar și distrugem ce au făcut. Pe mine, dar câți ani ai făcut cu 27, 28 și ce ești, doctoriță, și de ce vrei să fii primar? Ai treabă cu administrația locală? Nu, păi și atunci vreau să fac și să trec și să... Că Doamne ferește să intri pe mâna ei. Așa e. Bun, revenim la întrebare, doamna Dorina Bacari. Ce a determinat distrugerea Sistemului Național de Pensii? Două elemente principale. Lăcomia și trădarea. Și prostie. Nu, lăcomia și trădarea. Prostia și fuduria au fost unelte. Unelte? Păi au fost unelte. Dar nu, capetele... Hai să luăm din 90. Ce aveam atunci? În 90. Ce aveam în 90? Aveam 4 fonduri de pensii, 4 fonduri de pensii bogate și aveam și 4 fonduri de sănătate bogate. Aduceți-vă aminte că... Să nu mai zice ce bani aveau sindicatele UGSR. Categoric. Păi de asta vreau să zic. Așa, nu, dar gândiți-vă că nu erau... Da, este. N-a fost desfințat legal. N-a fost desfințat legal, nu e desfințat. Călinescu l-a repus pe roată, noi l-am sprijinit cu sindicate care n-aveau treabă să ceară ceva din urmă, cum a fost al nostru. Da? Da. Și războiul continuă. Continuă, da. Vă spun eu de ce. Imediat. Așa. Da. Și problema este că aceste fonduri dădeau României, și probabil că cineva din afară a fost foarte deranjat, dădeau libertate de mișcare, o siguranță. Uitați-vă, dacă vă uitați în urmă, o să vedeți că a fost atacat psihicul românului. Pentru că lipsa de siguranță, lipsa de respect, pentru că este o lipsă de respect, ești lovit în demnitatea ta când nu mai ai mâncare să mănânci, când nu mai poți să-ți întreții apartamentul ăla amărât, care nu e vilă, pentru care tu ai muncit o generație, poate două, ca să-l faci, ca să-l mobilezi, ca să-l întreții, ca să-l repari. Și ca să te ajute, îți dau niște amenzi de pandemie, zic că ești asta iarăși mi s-a părut un gest de mare teroare și de mare umilință, a fost în perioada prima de pandemie, când noi persoanele peste 65 de ani... Deci este un fel de discriminare. Nu discriminare, a fost o ofensă, a fost o jignire profundă. Și de ce spun asta? Că ai condiționat, dar după ce că mă condiționez, dacă se întâmplă că totuși o persoană în vârstă n-a avut niște medicamente și mi se făcea rău și n-a avut pe cine să trimită, îl amendez cu sadism, cu niște sume dintre alea, asta e teroare.
E teroare. Și cu toate că Curtea Constituțională a declarat că sunt... Amuzile se percep cu corinare. Ele se percep și fiscul îți poate vinde casa de sub tine. Pentru că guvernul nostru drăgălaș nu se deranjează 5 minute, 10 minute să dea ordonanță prin care să recunoască. Să vă mai spun o chestiune apropo de guvernul drăgălaș, care este format din oameni. E o lipsă de bun simț, de considerație, de echilibru chiar, de educație. Auziți, câștigăm în procese. Poți salariile compensate, ajutarele, salariile, să spunem. Nici nu mai avem curajul să spunem că am câștigat, pentru că ăștia de pe internet să așa informează. În România s-a inventat următoarea trăznaie, întoarcerea la executare. Și asta de 2 ani de zile. Adică câștigă, domnule, omul meu. Ajunge prin executor judecătoresc să ia banul pe care ar fi trebuit să-l ia când a trecut în rezervă, de la armată sau de la internet. A ajuns până sus, până la înalta curte. Tribunalul din Dâlga întoarce după 3 luni de zile totul pe dos, anulează hotărârea definitivă irevocabilă prin executor judecătoresc dată de înalta curte și zice întoarce la executare. Și minunații juriști armatei ce fac? Îl execută prin ANAF? Adică îi bagă la sula în coastă? Păi mulți au murit, unii s-au sinucis. Să dea toți banii înapoi cu penalități. Și atunci spui întrebarea. Că discut și eu cu tinerii, n-au nicio vină că am fost mai lași, proști și am lăsat să se distrugă învățământul. Mă scuzați, pentru că spune că nu mai e, nivel e vina de noastră că am lăsat să se întâmple ce nu s-a întâmplat. Este și un nivel dar au dreptate de că spun. Păi stai mă ușor că zic că stagiul militar obligatoriu n-a fost desființat în România, este doar suspendat la pace. Da? Da, nimeni nu știe chestia asta. Foarte bine. De la 1 ianuarie 2007, orice tânăr care a făcut 18 ani după data asta este penal, este pasibil de pedepsă. Dacă, Doamne ferește, să nu luăm cu tremur de gradul 10 și să chemați toți, ăștia habar n-au că primul lucru pe care trebuia să-l facă era să-și rezolve situația militară. Bun, deci n-a fost desființat, este doar suspendat la pace. Și va trebui să lupte. Ce să fac? Și dau dreptate. Pentru cine să mă lupt? Pentru mălurile care merg cu un salariu de mizerie? Pentru transnaționalele care dețin totul în țara asta? Să plătească dacă vor să aibă slugă să moară pentru ei. Să spun un lucru. Eu n-am educație asta. Știți ce ar vrea, doamnă? Vor mercenari. Asta înseamnă armata modernă, da? Dar păi pe mercenar îl plătești, dar domnule. Iar vrea ca mercenarul român să fie trimis cu gargară. Patriotică în continuare. Bă, ori îi dai bani, ori nu îi dai bani. Hai să-ți mai spun un lucru. Eu pentru mai că educația patriotică mai există și oameni ca mine care doar că țin la țara asta și vor face până vor crăpa. Dar noi suntem victimele, noi suntem singure. Puțin îmi poate, poți să fii și victimă. Suntem aia care încurcăm locul doi tână. Să fim. Da. Pentru doi noi să s-a creat COVID-ul, laboratoarele occidentale. Să se creeze și răs COVID-ul mutate în lumea treia. Nu. Da, eu sunt convinsă că mai sunt oameni ca noi. Evident. Și sunt foarte mulți. Evident. Și domnule, degeaba mai sunt. Luptătorul trebuie să aibă 20 de ani. Nu-i nimic. O pentru să fii luptător care și la 90. Mă scuzați, eu le-am spus de multe ori. Domnilor, vă urez că m-am enervat în Parlament. Anii trecuți, nu așa. Vă urez ca de azi înainte să vă ducă cu avionul numai pilot de 64 de ani și 10 luni da. Și să vă servească numai stewardese de 62 de ani și 11 luni. Ați înțeles? Că sunt meserii și meserii. Eu terminați cu egalitarismul ăsta bolșevic de tip stahanovist. Da. Că nu o să ți alargă ăla de 65 de ani după teroristul Ali de 18 ani. Da. Și să sară garduri cu el și să-l prindă și să-i facă nu știu ce. Păi nu, păi exact asta e ce spuneam eu. E tembelismul ăsta, legea egală pentru toți. Nu. Dacă legea salarizării ar fi fost structurată cum trebuie, asemenea situații nu apăreau. De ce? Pentru că prin definirea salariului minim, care este elementul de bază, printr-un coeficient aplicat în permanență pe salariul minim în funcție de niște elemente, tu asigurai și obligai chiar și patronul. Acum iertați-mă, dacă eu vin la un patron, dumneata ești patron, eu vin să mă angajez la firma dumitale, eu n-am niciun element de negociere salarială decât să înghit ce îmi spui dumneata. Dumnezeu, îți convine 3 lei jumate? Bine, la revedere! Pe când în situația în care eu aș avea o lege organică de salarizare care definește clar condiția muncii mele în funcție de școală, în funcție de studii, în funcție de vechime în muncă, în funcție de obligativitățile și blocajele care apar, atunci asta din start îți impun un nivel de salarizare. Din start! Și eu plec de aici și zic, domnule, eu sunt foarte bună, conform legii, mie trebuie să-mi dai atât,
Da, dacă mă vrei pe mine că sunt bună și sunt specialistă, mie îmi dai mai mult decât atât, că altfel mă duc în altă parte, că trag toți de mine. Doamne, și atunci negociem. Soluția. Ne ducem la țară și ne dau automat indemnizație de cooperator. Pentru că ăștia nu știu că vechii cooperatori aveau carnet de mândru. Carnet de cooperator, că erau proprietarii pământului, da. Că era asociație de proprietari, nu puteau fi salariați ai statului. Că li se fura recolta, este altceva. Da. Și că societatea evoluie, Ceaușescu a stabilit să li se dau indemnizație ca să-și poată plăti curentul, să-și cumpere gras, să-și cumpere și așa mai departe. Dar unde le sunt carnetele? Că acum tot aia mai care stau... săraci. Păi nu, că au murit săraci. Categorii. Mergem mai departe. Rămăsesc în sistemul de pensii. Unde a spus dumneavoastră, am ajuns la un anumit moment dat, cu ceea ce a determinat, practic, distrugerea acestui lăcomia sistem. Și trădarea. Trădarea în primul rând, pentru că tot ce funcționează în țara asta a fost distrus, făcut praf, vândut. Tot ce a fost bun. Și atunci tinerii din ziua de azi, ce se mai Cum îi educăm în spiritul ăsta? Aici este altă problemă foarte gravă. În primul rând s-a intervenit și peste modul de educație a tinerilor. Eu am avut o discuție cu un mare psiholog. Alo? Nu știu că am terminat misiunea, cred. Nu. Okay. Eu am avut o discuție cu un mare psiholog și nu știu, mi-a venit așa cum suntem noi babele și mai vorbim și zic odată, am zis, Doamne, totuși, generația de astăzi, zice, nu te mai plânge. Gândește-te a câta generație sunt cu cheia de gât. Și atunci, cum să spun, nu mi-a venit să cred ce pot să gândesc. Noi am fost primii cu cheia de gât. Da, noi am fost primii, dar am avut parte de părinții, de bunicii care aveau educația clasică și ne-au dat niște noțiuni foarte valoroase. La rândul nostru, generația noastră cu cheia de gât au pierdut o parte din ele și au transmis ciuntit, ăștilalți au transmis și mai ciuntit și au ajuns acum niște copii în care săraci n-au de unde. Există generația cu cheia de gât în România mea și există generația cu bona filipineză. Stai puțin, că azi de număra pe degete sunt câteva beizadele. Mă scuzeți că dar majoritatea... Au furat ca în codru, străinul fura miliardul și ăștia milionul. E, da. Dar eu vorbesc în general de copiii ăștia care sunt zăbăuciți de cap, nu au noțiuni educaționale, nu au puterea să salute. Mai ales că, atenție, începe școala. Nu, dar nu suntem pregătiți cu nimic. I-ați văzut că nu pot acolo să salute. Da, știu. Au stres. Da. Și pe urmă, acum, gândiți-vă la generația noastră. Câți au fost anxioși în generația noastră? Venea mama și strângea o palmă, strângea anxietatea de nu te vedea. Singurul anxios pe care îl țin minte era Ceaușescu, că îl nerva Leana inclusiv când vorbea. Nimeni nu gândește corect încât să înțeleagă că un bagaj educațional vine să dea un echilibru psihic în primul rând. Un copil care nu este învățat de mic să salute și e greu mai târziu, mai târziu se maturizează și își cultivă un soi de violență, de rancână nejustificată și nici el nu mai știe de capul lui. De-aia încep să cadă în tot felul de tentații prostești. Mai și în generația noastră au mai fost mai bețivei unii sau știu eu. Primul lucru care s-a băgat în România în 90 a fost acel imbecil americanesc. Have fun! Să ne distrăm! Vai, ai ceva distracție! Distracție pe cinste! Asta ai auzit la televizor 30 de ani. Altceva n-ai în cap decât să sari ca o capră lovită de streche și prinsă uite, de pomonați. Să știi că mie mi-a zis odată în tinerețe cineva, o mare balerină, mi-a zis, ține minte, ai să fii bătrână în secunda în care n-ai să mai înțelegi moda și muzica și dansul. E vorba de modă și muzică. Moda e superbă, muzica la fel. Care modă? Vorbesc de cei care fac educație. Cu pantalonii rupți. Vorbesc de cei care fac educație. Televiziunile fac educație. Care sunt modelele oferite de televiziune? Da. Gândiți-vă la asta. Era o replică într-un film dat de ăsta, de Florin Piersic. Nu, pot că i-am dat să ceneau dacă sunt care sunt. Nu, dar era dintr-un film. Haideți să discutăm despre faptul că începe școala. Ce, suntem pregătiți? Nu. Știm ceva de școală? Nu, școala e în condiții de pandemie. Întrebare. Da. Păi începe școala? Sau când nu începe școala? Păi începe să vor fi începe. Alegeri sau nu vor fi alegeri? Alegeri vor fi sigur. Nu? Avem COVID sau nu avem COVID? Păi dacă avem câte 1000 și pe zi, nici școala nu trebuie să înceapă și alegerile trebuie amânate.
Restul e bătaie de joc. E greu la cât. Nu poți să iei și bani de la aia pentru alegeri. Școala poate să înceapă. Îți spun, se pot pune COVID, niște condiții. Ce, și să faci și alegeri. Se pot pune niște condiții de igienă, însă nu poți să intervii cu blocaje la copii, mai ales de grădiniță și de școli, de clase mici, pentru că intervin psihicul lor în atitudinea lor. Și cum poți să-i spui, nu te atinge de colegul, nu te apropia de colegul. Asta are altă conotație pentru așa ei. Este. Și ține de structura lui pe care tu o formezi atunci. Pentru că ne apropiem de final. Două minute fiecare, trei. Domnul Dogar, pensiile militarilor, pentru că să sintetizăm, la ce să ne așteptăm în continuare? Aceeași întrebare pentru doamna Dorina despre pensiile la modul general. Ne luptăm la greu în comisiile de apărare și de muncă împotriva Ministerului Apărării Naționale, care ilegal bagă amendamente când n-avea dreptul să o facă și sunt semnate acolo Ministerul Apărării sau Comisia, nu știu care, ei habar n-au că amendamentele se fac individual de către un deputat sau un senator. Taie orice inițiativă au deputații să ne ajute și să vină în sprijinul legii care n-a fost niciodată aplicată. Legea 223 n-a fost niciodată aplicată, a fost distrusă înainte de a fi aplicată prin ordonanță de urgență. Toți, mă rog, era să-ți dau zic un cuvânt mai dur așa, colegii mei militari rezervă, care uită ce au pățit prin legea 119 și legea 263, deveniseră cu zecile de mii la sindicat atunci pe 1 ianuarie 2011, regretă Ordonanța 1. Ordonanța 1 din 2011, care a introdus inechitatea între noi. Pe unii au urcat până la cer, ca de 30 de ori, pe aia care erau ai regimului Băsescu, pe ăla n-a coborât în iad, și pe majoritatea, pe o bază de calcul total diferită, aritmetic imposibil, i-a pus la fel. Eu am obiceiul să mai arunc așa, ca, nu ca amenințare, ca prevenire. Apropo de Ordonanța 1 din 2011, să aibă grijă scafandrii de vasului, că s-ar putea să ne enervăm și să provocăm un șoc poporului român. De fapt, Curtea de Conturi a intrat deja și va face... Până unde aveți de gând să luptați? Până la ce nivel? Până la că v-ați dedicat toată viața acestui... Păi, care... Nu avem ce face, asta este situația. Că, dar cine își imagina cu 10 ani, că peste 10 ani ne vom lua a patra oară de la început. Ce? Cu alți oameni, cu alte culori politice, cu papagalii, nu contează culoarea politică. Finalul, până unde? Da. Până la 25 octombrie, din nou. În situația în care și de data asta vor reuși să treacă peste președintele României, peste premier, peste șefii opoziției, să treacă niște funcționari care nu știu ce interese străine servesc și pe care îi știm ca nume și știm de mult și ca pregătire și ca... Dacă vor reuși și de data asta. Și de data asta să treacă. E singurul care se zbate acolo. Așa? Se zbate. Păi vom ieși în stradă, vom înjura Ministerul Apărării Naționale și până nu vor fi dați respective afară, nu plecăm scurt. Doamna Dorina. Pensiile noastre sunt foarte fragile, adică situația e fragilă, de ce? Și știu că ale noastre nu. Atenție. Noi suntem, da. Atenție pentru fraierii noștri care vor punctul de pensie. Sistemul, dacă se prăbușește, noi rămânem, suntem în aia 2%. Categoric, da, însă, că cum nu sunt pensii. Da. Normal ar fi ca noi să avem pensiile asigurate fără aceste manevre care se fac și care creează niște stări, dar cred că sunt artificial create și cu alte intenții. Însă ei știu că pensionarii sunt oameni în ultima fază de viață, lipsiți de energie, lipsiți de... nu mai au forța și nici energia psihică să mai suporte, sunt sătui. Asta este, au ajuns la sațietate maximă. Care e soluția? Soluția este să apară un guvern corect și interesat de România, nu interesat de propriul buzunar. Dar cine să apară? Că suntem țară ocupată de 30 de ani. Păi suntem. Păi noi ne-am făcut o revoluție în interesul nostru. Poate ne dezocupăm așa încet. Găsim o soluție să ne dezocupăm. Domnul Dogar, e soluție. Nu știu, vedem. Nu știu, eu, munca mea o voi face orice ar fi. Dar fiindcă nu mă implic niciodată în ceva care ține de politică și nu m-am implicat foarte niciodată, pentru că din punctul meu... Dar la fotbal vă pricepeți? La ce? La fotbal. Nu. Păi suntem ca la fotbal. Dacă ăia îi bat pe ăia, ne calificăm noi. Dar nu mă pricep la... Eu am făcut balet. Chiar dacă nu mai arăt acum să se vadă, dar eu cu sportul n-am treabă. Era un politic. Toți politicienii și fac un balet? Da. Merg numai în fante. Da. Revenim la... Deci, ce să aștepte telespectatorii până? Ce să aștepte România? Nu știu, mie vine să spun să ducă la mitropolie să se roage, dar... Și ce rezolv?
interesele nu sunt ale noastre, nu se mai gândesc, mai ales că nici domnul Orban, nici domnul, nici ceilalți, o groază din guvern, nu mai sunt niște tinerei. Și ar trebui să se gândească. Nu se știe când se întoarce foaia. Odată ești sus pe val, dar te și poți prăbuși. Domnule, foaia se întoarce înainte de a intra în politică. Că dacă n-au foaia respectiv dosarul, nu poți să intri în politică. Ultimul minut, domnul Bogaru, aveți șantajat. Ultimul minut pentru militar. Un singur minut. Atât. Ne oprește, se oprește emisia. Deci, din fericire, există un sindicat al rezerviștilor care se poate bate cu adevăratul inamic, pentru noi este cel intern. Oia care ne vând și ne lovesc de ani de zile și care sunt în uniformă, ca și noi, și slujile lor. Unii din fudulia prostului, alții din cauze penale. Corect. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.